Păi mi-a zis că de ce vorbesc cu Pițurcă și am zis că este strict problema mea. El s-a supărat și a zis că mai bine pleci și am zis n-am nicio problemă, pot să plec oricând. Și i-am zis, ești băiat bun, dar nu te pricep la fotbal. Și asta a rupt totul. Sincer, asta i-am spus. Ești om bun, dar la fotbal nu te pricepi. Și atunci s-a rupt totul. Dar n-am mințit. Sincer, la afaceri este un om de afaceri bun, deci are momentul lui, știe, de-aia este unde este. Dar eu consider că și în ziua de azi fotbalul nu este pentru el, este mai mult o jucărie. Bun găsit, dragilor, la un nou episod de podcast. Știm foarte bine că în urmă cu 20 de ani suporterii steliști scandau numele și spuneau că nu este de vânzare. De pe atunci era văzut ca unul dintre jucătorii capricioși ai echipei din Ghencea, însă o să vedem cu adevărat cum s-a transformat această emblemă, putem să-i spunem, a stelei. Este vorba de Marian Aliuță. Bun găsit, Marian, și bine ai venit pe la noi. Bine și îți doresc un an fericit și să dea Dumnezeu să fii sănătos. Doamne ajută! Nu în ultimul rând, înainte de a începe discuția, vreau să le mulțumim și prietenilor noștri de la WinBet, pentru că sunt alături de noi de fiecare dată. Și te rog să-mi răspunzi la întrebare. Într-adevăr, ai fost un jucător capricios, un om capricios? Am fost, da, pot să zic că am fost un jucător capricios. De multe ori, să știi că nu îți pot aduce beneficii. Eu am pățit-o, mai ales cu când eram la Steaua cu Gigi. Uh-huh. Am reușit să mă cer cu el și pot să zic că am pierdut. Am pierdut atunci. Pentru că dacă tăceam, probabil cariera mea era alta și mi-era mult mai bine. Dar nici n-am putut să tac. Dar ce te ataca? De unde veneau reacțiile astea ale tale? Te atingea, pe anumite puncte? Nu-mi plăcea, adică dacă nu știam că am dreptate să ia cineva de mine, nu mi se părea normal. Iar Gigi era genul de om care, indiferent cine greșea, el avea dreptate. Cum are și azi, da? Și n-am acceptat, adică chiar n-am acceptat. Și atunci am preferat să plec la Rapid. Mm-hmm. Dar te certai des cu el? Nu. M-am certat atunci când a plecat Pițurcă de la Steaua. Mm-hmm. Ăla a fost singurul conflict cu el. După care ne-am împăcat, dar n-am mai fost la fel. Eu cu el m-am înțeles foarte bine cât am fost la Steaua. Pot să zic că am fost unul dintre jucătorii lui preferați. Păi dacă... Ieșeam cu el, mergeam la cafenele, nu știu cât de bine era. Uh-huh. Ca jucătorul să iasă cu președintele, nu știu, dacă aș da timp înapoi cu mintea de acum, clar n-aș face asta. Chiar dacă te invita? Merge odată, dar nu tot timpul. Păi și dacă te invita de fiecare dată, îl refuzai? Nu este normal o relație între președinte sau patronul clubului și jucător să iasă frecvent la cafenea cum era acum, nu știu, 20 de ani. Păi și ce vorbeați? Vorbeați de fotbal? Vorbeați de afaceri? Nu neapărat de fotbal. Nu. Mergeam, ne vedeam, stăteam în Floreasca, prin Dorobanței și am la cafea. Pur și simplu. A, și vorbeați vorbe? Da. Dar nu este normal, repet, ca un jucător să iasă cu patronul. Pentru că atunci știrbești puțin din personalitatea antrenorului, deși atunci nu era cazul că era Pițurcă, dar astăzi ai știrbi clar din personalitatea antrenorului. Da, ți se ca părea jucătorul că... să iasă cu președintele. Da, ți se părea că aveai și anumite avantaje că ieșai cu el? Simțeai asta? Nu realizam dacă aveam avantaje sau nu, pur și simplu așa simțeam. Mm-hmm. Nu mergeam că aveam un beneficiu. Simțeam că pot, că jucam ceea ce îmi doream, dar nu puneam pe primul loc că este președintele clubului, patronul și că trebuie să am un avantaj. Nu, sub nicio formă. Păi mi-aduc aminte că ai povestit undeva că de fapt, nu știu, aveai, tu cred că ai avut, nu știu, ori alea au fost doar întâmplările astea, ori ți se nimerea des. Când vrei să suni, ai vrut să-i dai, să-l păi suni nu, pe Pițurcă. Nu, chiar atunci s-a întâmplat. Imediat după ce a plecat Pițurcă,
aveam un telefon Victor Pițurcă, Victor Becali, și am sunat, am dat mesaj lui Victor Becali și am spus că îmi pare rău că a plecat și sper să ne întâlnim cu altă ocazie la o altă echipă, adică să fie antrenor în continuare în altă parte. Și atunci am greșit mesajul, adică n-am făcut, nu am considerat că am făcut ceva, n-am vorbit pe nimeni de rău. Am spus, mi-am spus punctul de vedere vis-a-vis de un antrenor care m-a adus la Steaua. Corect. Și atunci Gigi s-a supărat, a zis, ce faci tu, ții cu dușmanul pentru el în momentul în care s-au certat, a considerat că este inamicul numărul unu al lui. Și de acolo a plecat, a zis, păi tu ce faci, vorbești cu el? I-am zis, vorbesc cu el că este dreptul meu. Și lui s-a părut deplasată chestia și atunci am zis că plec de la Steaua. Eu cred că am fost, nu știu dacă a mai făcut cineva asta, dar eu am fost, cred că, până atunci, singurul care m-am certat cu el în vestiar cu toată echipa. Cei care au fost acolo știu foarte bine, mă refer la Mirel, la Petre, la Ghionea, Dică, toți care au fost, da? Și știu că eu i-am răspuns atunci, adică nu am avut nicio jenă să-i răspund. Păi mi-a zis că de ce vorbesc cu Pițurcă și am zis că este strict problema mea. El s-a supărat și a zis că mai bine pleci și am zis n-am nicio problemă, pot să plec oricând și i-am zis ești băiat bun, dar nu te pricep la fotbal. Și asta a rupt totul. Sincer, asta i-am spus. Ești om bun, dar la fotbal nu te pricepi. Și atunci s-a rupt totul. Dar n-am mințit. Sincer, la afaceri este un om de afaceri bun, deci are momentul lui, știe, de-aia este unde este. Dar eu consider că și în ziua de azi fotbalul nu este pentru el, este mai mult o jucărie. Cu tot respectul pentru el, pentru ceea ce este mai în vârstă, s-a calmat, nu mai este cum era odată de ieșea la cafenele cu jucătorii, acum nu cred că mai iese, dar sunt sigur că mai are relații și mai sună anumiți jucători importanți din echipă și nu știu dacă le face bine. Pentru că Steaua, FCSB-ul, eu tot rămân cu Steaua, la ce jucători sunt acolo, lejer ar câștiga, la pas 3-4 ani ar câștiga campionatul. Și se pare că mai mult îi încurcă? Da. Pentru că, na, joci un meci, două slab, da, și ești aruncat. Te trece pe la tineret, nu mai joci, eventual spune să nu mai văd în echipă și dispare, ajungi pe la, cum este cazul lui Ianis Stoica. Ianis mie mi s-a părut, adică are niște calități foarte bune, anul trecut a intrat foarte bine în echipă și imediat i s-a schimbat destinul, adică se cam joacă, că până la urmă sunt copii. Eu am copii de seama lui Ianis, da? Că băiatul meu s-a născut odată cu el, în același spital, eram amândoi la Steaua, Pompiliu Stoica și eu. S-au născut în aceea zi și la același spital. Adică e greu, copilul a muncit și tu vii și distrugi cariera, mai ales că el este credincios, fără să-și dea seama, le face rău. Nu cred că își dorește, nu ar vrea, adică nu totul înseamnă că dacă îi dai bani cuiva, ți-ai plătit păcatele. Eu vorbesc în cunoștință de cauză că vorbesc mai mult pe calea asta cu legată de religie. Iar el știe foarte bine că atâta timp cât te apropii de Dumnezeu, eu vorbesc de Gigi, nu poți cumpăra nimic. Și aici vorbesc în relația cu Dumnezeu, cu bani. Cumperi cu inima. Iar el n-are voie să facă lucrurile astea. Să-i distrugi visul cu unui copil, te să-l lași și dacă greșește, nu-l judeca. Că el asta face, el este un judecător la Steaua. Se poate supăra pe mine, nu am nicio problemă, dar îi pot da un sfat și dacă sunt mai mic ca el. Nu judeca. El judecă imediat. Dă sentință și au plecat. Dar Dumnezeu, față de noi, cât am greșit, că și el a greșit, da? În diferite moduri, nu neapărat. Cu toții greșim. Și Dumnezeu câte șanse ne-a dat. Așa e. Și el de ce?
eu vorbesc pe partea asta fotbalistică, că el o să spună, da, dar fac lucruri bune și sunt sigur că face foarte multe lucruri bune, dar de ce îți oprești tu binecuvântarea? Că aici el înțelege foarte bine ce zic și faci lucrurile astea ca să-i faci pe plac satanei. Oamenii poate nu înțeleg, cu toții nu înțeleg, dar când te apropii de Dumnezeu, înțelegi. Și el n-are voie să judece și să-și bată joc fără să-și dea seama de jucători. Sunt niște copii, au visurile lor, au muncit să ajungă acolo. Nu trebuie, lasă-i să crească. Nu sunt buni, ok, dă-i șansă, un an jumate, 2 ani, îl trimiți la altă echipă. Dar dacă joacă bine și a greșit la un meci, 2, 3, pe unii favorizezi și dacă greșesc, nu o să dau nume, da? Și pe alții, dacă au greșit odată de 2 ori, sunt eliminați. Și atunci, cum rezolvi problema asta, că spui, eu ajung în rai? Nu știe nimeni. Chiar de nimeni corect. Nu știe. Adică n-ai cum să... Da, n-ai cum să știi... Dacă e urgent, poți să răspunzi. N-ai cum să știi dacă ajungi în rai. Nu știe nimeni. Nici tu, nici eu, nici el. Cu toții vrem să ajungem acolo. Dar faptele noastre ne duc acolo. Și credința fără fapte și fapta fără credință sunt nule. Ei, știi ce mi se pare foarte tare? Că vreau să zic asta în momentul în care te-am văzut. Am și zis, zic, semeni așa preoțe la a preot. Și acum dau seama că din ce vorbește, ca și cum ai predica, știi? Nu predică, n-am cum să predic eu, dar cu toții învățăm. Când te apropii de Dumnezeu și eu și familia mea, chiar ne-am apropiat și simt că fără El, cu toții, crezi că ne-am născut întâmplător? Te întreb. Nu, clar nu. Nu. Doar dintr-un act sexual? Nu. Nu. Ăla e motivul pământean. Ok, da, așa a lăsat Dumnezeu, da? Dar fără El, cu toții avem ADN-ul. Dumnezeu există, este noi. ADN-ul Dumnezeului este noi. Și noi îl reprezentăm pe El. Dar tu când te-ai apropiat așa de credință sau de Dumnezeu? Noi așa am fost din familie, credincioși, dar mai mult acum, că și eu am avut viața mea, am făcut și eu greșelile mele, cu toții greșim. Dar acum dacă aș face ceva, mă gândesc de 10 ori. Că știu că e un păcat și chiar lucrurile care eu le făceam în trecut, vorbesc aici de, cum să zic, prea curvie, da? Da, le făceam, dar acum mă gândesc de 100.000 de ori și știu că este unul dintre cele mai mari păcate. Vezi mai ce-o fi zis soția ta, Doamne, în sfârșit mi-ai auzit rugăciunile. Da, da, probabil că da. Înainte stăteam cu telefonul ascuns, nu mi-am umblat în telefon, dar na, cu timpul, poate și vârsta, am copii mari, nu mă interesează lucrurile care le făceam când eram, toate au fost făcute la timpul lor. Dar a fost un moment anume care te-a făcut pe tine acum să fii mai aproape de credință, de Dumnezeu din tine? Să zici, băi, dacă, uite, a făcut asta Dumnezeu pentru mine, acum e clar că nimic fără El nu se mai poate, toate știi? Vin, să știi că Dumnezeu lucrează treptat. Niciodată nu ți impune. Dar atunci când te iubește, El vine în viața ta treptat și ușor îți sugerează. Adică nu ți impune de azi, nu mai ai voie aia. Astea le faci tu și le simți tu treptat, în timp. În timp zici, nu mai fac aia, că nu-i bine. Aia nu-i bine, ce nu-i place lui Dumnezeu, le dai la o parte. Adică încerci, nu o să fii niciodată perfect, dacă doar Dumnezeu și Iisus Hristos sunt perfecți, dar încercăm să îi facem pe plac, pentru că și El ne-a oferit, mie personal, mi-a oferit foarte multe și aici mă refer la familie, copii, soție, părinți, frați, cumnați, adică mi-a oferit o familie bună. Te duci duminica la biserică sau de sărbători? Merg, m-am întâlnit și cu Gigi. Da, serios? Da, m-am întâlnit și cu Gigi. Și ce a zis când te-a văzut acolo? Stă la slujbă, m-am întâlnit de câteva ori, el mai mult merge în partea cealaltă, dar a mai venit pe la biserică și cred că se bucură când mă vede și eu mă bucur când îl văd acolo și
chiar mă bucur când văd oamenii, că când văd că oamenii vin către biserică, mai mult către Dumnezeu, că până la urmă biserica înseamnă Dumnezeu. Da. Și mă bucur când văd oameni care vin la... Dar important e să nu vii doar de a face un obicei, o datină. Mă duc că trebuie să merg. Nu, dacă te duci, trebuie să mergi. Și dacă mergi odată, trebuie să mergi cu sufletul. Adică să vii încărcat, să vii pregătit, că te întâlnești cu Dumnezeu. Oricum, Dumnezeu este peste tot. Da, așa e. Dar voi vorbiți? Adică în biserică când v-ați întâlnit, ați vorbit? Nu. Am dat din cap, salut. Da. Acolo n-ai vite, rogi. Da. Mă gândeam, sau nu știu, după slujbă. Și oricum stau foarte mulți după el, oameni sărmani care vor să obțină ceva de la ei. Dar citești și cărți despre, nu știu, acatiste sau... Nu neapărat, nu, Biblia. O citești? Mă uit mereu. O ai la cap, așa? Da. Serios? Da. Am Biblia, mă uit, dacă nu în fiecare seară, dar la câteva zile, sigur. Și cum, citești, da, așa, pur și simplu, paragrafele, da, alea. Da. Și nu ți se par că unele, adică zic asta din experiența mea, băi, la unele mi se pare că nu înțeleg nimic, deci efectiv, și chiar am impresia despre mine că nu sunt vreo proastă, știi? Știu ce spui, că dacă nu ți-o explică cineva înainte, este foarte greu. Așa e, nu? Nu înțelegi nimic. Da, nu înțelegi, dar toate au un mesaj. Tot ce e acolo e un mesaj de la Dumnezeu către noi. Cum să fii, cum să... Deci îți pune mură în gură. Și... Iar ce nu înțeleg eu, sau ce am înțeles, și aici, bine, când vorbim de religie, religia va fi mereu contestată. Unii o văd într-un fel, alții în alt fel. Eu aici cu sfinții nu înțeleg o chestie. Dacă Iisus, da, spune, ca să ajungeți la Tatăl... Adică zici că suntem la Trinitas. Păi nu, că după aceea vorbim și de fotbal, nu am... Mi-e place. Spune așa, dacă Iisus în Biblie, spune clar, ca să ajungeți la Tatăl doar prin mine, de ce mai am nevoie de alți sfinți? Sfinții au și meritul lor, da, l-au slujit pe Dumnezeu, au meritul lor, au în ceruri acolo, da? Dar de ce, dacă Iisus îmi spune nu da slavă nimănui decât mie, de ce mă mai duc la alți sfinți? Făceam și eu lucrul ăsta. Deci fă-mă să înțeleg. Cum vezi tu, dacă spui mă duc astăzi, cu tot respectul pentru Sfânta Paraschiva, da? Asta l-a iubit pe Iisus Hristos, pe Dumnezeu, și l-a slujit pe El. Are tot meritul în rai și rangul ei. Dar după ce moare, de ce mă mai duc? Eu aici nu înțeleg, dacă Iisus îmi spune ca să ajungeți la Tatăl doar prin mine, de ce am nevoie de un secretar? O să fiu contestat pentru asta, că e clar. O să spună toată lumea, păi de ce? Că nu. Relația trebuie să o ai tu direct cu Dumnezeu. De ce mă duc prin... Cumva să onorezi, știi? Adică să onorezi... Dumnezeu spune, eu sunt Dumnezeu vostru, sunt cel mai gelos. Cum? Nu mergeți la nimeni decât... Și spune clar, ca să ajungeți la Tatăl doar prin mine, ce trebuie să mai spună? Ce trebuie să înțelegi? Adică nu trebuie să fii mega inteligent. Doar să spune ceva. Băi, a spus doar prin El. Nu-mi spune, stai în anticameră, vorbește cu tine, cu mine, ca să ajungi să vorbească El cu Iisus. Și știi ce se mai întâmplă în ziua de astăzi? Când, în momentul în care cineva se raportează la Dumnezeu, la divinitate, zice, băi, Mariane, tu, ca să ajungi la Dumnezeu, tu trebuie să vii, eu zic asta din perspectiva cursurilor de dezvoltare personală, trebuie să vii prin mine, că eu am cheia la divinitate, nu știi? Există. Da, asta zic și eu, știi? Tu ai relație direct tu cu Dumnezeu. Exact. Dumnezeu, nu trebuie intermediar, Dumnezeu vrea, știi, să vorbească direct cu tine. De ce să vorbești prin mine sau prin cineva care spui că e mai zmerit și a ținut el post? Nu. Tu ții post? Țin post, da. Ai ținut și negru? Am ținut cândva, dar nu. Acum dacă vreau să țin, știi cum e, stau o oră, două ore și nu beau, nu mănânc. Adică și poți să ții post și așa. Da, 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 corect. Nu trebuie să ții o săptămână și tu... Să nu simți nimic. Dar tu cu divinitatea cum vorbești? Adică mesajele de la divinitate către tine vin sub formă a ce? A gândurii, a... Gândurile, rugăciunile, adică și rugăciunile astea trebuie să le faci
Până la urmă trebuie să faci cu inima, cu sufletul. Mm-hmm. Până la urmă Dumnezeu acolo să uită cât ești dezmerit, cât de mult stai și te rogi ca Dumnezeu să-ți dea binecuvântare. Că dacă o faci superficial, nici Dumnezeu este, te iubește, dar nu vine atunci, te mai lasă să înveți să te rogi. Mm-hmm. Deși rugăciunile astea trebuie să înveți să te rogi. Poți să-mi spui cum te rogi tu sau ce rugăciuni spui? Asta e tăina mea, că Dumnezeu fiecare om are. Și tu te-ai rugat și cred că orice om, ai văzut, te rogi și știi ce să-i ceri. Mm-hmm. Dar trebuie să o ceri din inimă. Și... nu trebuie să ai vorbe mari, că Dumnezeu mm-hmm. nu caută academicieni, Dumnezeu se uită și la ăla sărman și la ăla bogat și la, că mulți spun nu, Dumnezeu iubește omul sărac, nu este adevărat. Dumnezeu nu te vrea bogat, sărac. Sărac, exact. Nu te vrea sărac. Dar cel mai mult Dumnezeu te vrea bogat, sufletește. Dar Dumnezeu nu vrea să fii sărac ca să poți să-L iubești pe El. Adică nu-ți condiționează viața să spună mai bine îi țin săraci, că așa ei se îndreaptă către mine. Nu este adevărat. Mai vedeam la cineva care spunea că el când se îmbracă, se duce la biserică, el se îmbracă. Într-adevăr, trebuie să te îmbraci. Dar că Dumnezeu iubește doar bogatul. Nu știu dacă, nu mai știu cum îl cheamă. A fost criticat pe podcastul ăsta. Este cineva? Da, care... da. Nu știu, nu mi-aduc aminte, nu-mi vine. A zis că Dumnezeu iubește bogații. Nu, iubește bogatul, dar iubește, în general iubește omul. Mm-hmm. Da? Omul și cel care îl iubește pe Dumnezeu. Dar să faci diferența, adică dacă ești sărac, Dumnezeu te lasă sărac ca să-l iubești pe el. Nu, nu este corect. A fost ceva ce ai cerut Dumnezeu și nu ți-a dat? Nu cred. Nu. Pentru că așa de bine mi le-a așezat, că așa mi le doream să fie. Ce mișto. Adică n-am ce să-i spun de ce nu mi-ai dat. Când mă uit în casă, la copii, la soție, la familie, la părinți și spun, da, așa trebuia să fie. Așa trebuia să întâmple. Nu am niciun regret. Și m-a ferit de probleme, de sănătate, de... chiar m-a ferit. Îl vezi pe Dumnezeu ca pe cel mai bun psiholog al nostru? Cel este creatorul. Și când zici creatorul, este omniprezent în toate stările omului. Că mulți se întreabă, dar cum poate să fie Dumnezeu și la tine și la mine? Este omniprezent în toate stările. El este creator. Fără El, noi nu existăm. Și este așa de bine pus la punct totul, dar vine și vrăjmașul pe partea aia și îți bagă în cap. Nu există. N-are cum să fie. Și omul începe să creadă. Nu, e ceva, o energie care controlează, dar nu știu dacă e Dumnezeu. Sunt mulți care spun asta, dar spune necunoștință de cauză. Dar tu îi vezi pe Satana și pe Dumnezeu într-un fel anume, adică într-o formă pământeană? Păi, Satana, din câte știm, nu, a fost un înger... decăzut. Da. Și n-a mai făcut voia lui Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu nici lui, care este Satan, da? Nici lui nu i-a luat puterea. Deci Dumnezeu atât de bun e că nici lui l-a lăsat voit să ademenească pe tine, pe mine, prin diferite moduri, dar nu-ți poate atinge sufletul. Atât nu poate. Poate să vină sub diferite forme, să te facă să nu mai mergi către credință, dar sufletul nu ți-l poate lua. La el este a lui Dumnezeu. Și tu decizi prin faptele tale unde și cu cine vrei să fii. Marian, uite, apropo, care are legătură și cu discuția noastră și cu divinitatea și fost coleg de-al tău de echipă. Ceea ce i s-a întâmplat lui Mihai Neșu. Ai văzut că de multe ori Neșu spune... Păi eu înțeleg foarte bine. Uite, știi cum am pielea de găină acum, că îmi vorbesc prin ce a trecut Mihai. Este foarte greu. Este extrem de greu. Dar să știi că Dumnezeu îl iubește. O să spui, da, de ce l-a iubit în modul ăsta? Nu știi Dumnezeu de ce lucrează așa. Că de multe ori spui de ce trebuie să treci prin experiențe negative ca să poți să-ți iei binecuvântare. Nu, pe Dumnezeu și eu am pus întrebări în multe momente. Dumnezeu este perfect. Până la urmă, finalul
contează să fii cu el. Iar Neșu a înțeles foarte bine prin câte a trecut, pentru toată lumea este un exemplu, da? Să vezi că nu-l părăsește pe Dumnezeu în cele mai grele momente, da? Nu s-a lepădat. Și a spus că el îi mulțumește lui Dumnezeu că l-a cunoscut cu adevărat și știe ce înseamnă Dumnezeu. Și nu minte. Deci eu am certitudine, am văzut și știu și înțeleg. El l-a cunoscut și Dumnezeu i-a dat multe semne. Acum, în cele mai grele încercări, și cu siguranță Dumnezeu îl va lua, când va fi ceasul, că cu toții vom muri, da? Dar, până la urmă, moartea asta este doar aici. Vom avea viață veșnică. Cei care stau cu Dumnezeu și sperăm să fim cât mai mulți, dar nu garantează nimeni. Și eu îmi doresc și tu îți dorești. Eu sper ca să-i facem pe plac lui Dumnezeu și să avem viață veșnică. Mie nu mi-e frică de moarte. Nu ți-e? Nu. Dar știi de ce mi-e frică? Mi-e frică doar pentru celălalt și în urmă. Copii, soția, părinții, familie, da? Dar de mine așa nu. Înainte mi-era frică, dar mie mi-ar fi frică, adică frică. Frică e tot, nu e bună nici frica, că frica vine de undeva, da? Și atunci nu vine de la Dumnezeu. Și zic că nu mi-e frică, decât am teama asta că nu știu cum ar reacționa copiii, familia, dar așa de mine nu, nu mi-ar fi. Adică aș fi curios cum e, că sigur este o altă viață mult mai bună decât aici. Aici, oricum, când te uiți pe stradă, oamenii stau înrăit. Sunt din ce în ce mai răi. Încrederea a dispărut. Și se vede, da? Și vedeam un, tot așa pe internet, un evreu care este de partea celui rău. Chiar acum câteva zile am văzut. Și un pastor din America. Și unul era cu Dumnezeu, unul cu cel rău, da? Și a spus cel rău că nu vedeți că ușor, ușor, tatăl lui spunea, tatăl meu, nu vezi că îmi oferă mai multe lucruri și noi vă acaparăm și în scurt timp în Biblia mea, spunea cel rău, în Biblia lor, că le-a promis că va lua tot universul și că vor conduce lumea și el spune, da, este adevărat, pastorul spune, este adevărat, că în momentul de față dominați, dar Dumnezeu lasă până într-un punct. După care, adică finalul niciodată nu va fi. Satana ce face? Îți induce în eroare. Îți dă ceea ce îți dorești, îți dă plăcere, îți dă de acolo unde ești vulnerabil. După care vei pierde. Adică împărăția lui Dumnezeu pierzi clar. Iar cei care sunt cu ăsta rău, că nu știu dacă te-ai uitat vreodată, sunt biserici în lume sataniste. Serios? Da. Bă, lasă-mă, și cum arată? Tot ce arată este pe invers. Mamă. Sunt biserici sataniste. În Mexic, în America. Încearcă să te uiți și ai să vezi. Sunt biserici, era și un vrăjitor. Făcea prin magie neagră, prin ceea ce fac ei. Și într-un moment de cumpăn al lui a reușit să iasă din asta, este un documentar. Și acum îl slujește pe Dumnezeu și spune tot ce îi dădea Satana. Satana îți dă pe loc ca să rămâi acolo. La Dumnezeu, la Dumnezeu așa lucrează. Toți care au fost aproape de Dumnezeu au trecut prin multe încercări ca să ajungă la biruință. Dar auzisem la un moment dat ceva de genul că Neșu, înainte să se întâmple ce s-a întâmplat cu el, era ateu? Nu cred. N-ai auzit nimic de genul, nu? Eu nu cred, nu. N-am auzit asta. Nu. Dacă nu mă înșel, că mă gândesc acum, cred că și când mai marca sau își făcea cruce. Da? Da, nu cred. Niciodată n-a fost. Nu. N-avea cum să fie ateu, să-i se întâmple astea ca să Dumnezeu. Nu. Așa a fost de la Dumnezeu să treacă el prin cumpăna asta mare, dar să ducă el crucea asta ca să fie asigurat în rai. El sigur va fi în rai. Deci nu există ca Mihai Neșu să nu ajungă în rai
la ceea ce, la crucea care o duce el azi. Da. Dar va avea viață veșnică. Că aici suntem trecători. Ce din fain. Păcate. Uite cum facem noi podcastul ăsta. Da. Nu-i problemă că putem să vorbim de orice, nu? Da, da, da. Păi da, asta e și ideea podcastului, că aici se vorbește liber de, de orice. Da, când se... vorbești de Dumnezeu... Nu prea ți ajunge... Da. E cel mai frumos lucru. Revenind acum la povestea noastră de la început, cu faptul că te-ai certat cu domnul Becali și așa, regreți acum că te-ai certat cu el și că n-ai mai rămas la Steaua? Poate nu trebuia să, să-i răspund, având în vedere na, că era președintele clubului, trebuia să fiu mai în banca mea și să... Probabil aveam alt parcurs, nu mai plecam, jucam și se schimba puțin... Sau dacă dau timp înapoi, înainte de Steaua, n-aș fi am regretul că am plecat de la Șahtior. Mm-hmm. Da, și am văzut, da. Deci ție își dădea Șahtiorul 1 milion de euro, da. Tu ai semnat cu Steaua pentru 100 și ceva de mii, da. Știi? Și după aia ca să... Uite, și după aia ca să, să pleci, știi? Da. Bine, acolo am greșit. Am greșit foarte tare pentru că nu trebuia să plec de la Șahtior. Era o echipă foarte bună, dar visul, vezi, visul meu era de mic copil să, să joc la Steaua. Și am trecut peste tot ce înseamnă bani ca să fiu pe Ghencea, pe stadion. Apropo de bani, ești milionar? Nu. Nu? Nu, suntem oameni normali. Dar nu, nu bani înseamnă, vezi că mulți milionar, nu. Nu bani înseamnă totul, adică am avut și eu probleme, am avut și mulți bani, am avut și cumpănă, poate și ăsta a fost motivul care ne-am apropiat de Dumnezeu și acum, ușor, ușor, revenim din nou. Uh-huh. Dar nu, nu am pus niciodată preț pe bani. Uh-huh. Pentru că dacă puneam preț pe bani, stăteam la Șahtior. Și eu am demonstrat-o prin fapte, nu prin vorbe. Adică am venit de la o echipă care erau milioane de dolari și am venit la Steaua care... Am jucat într-un tur toate meciurile și am luat prime vreo 7.000 de dolari. Și acolo jucam pe 15-20.000 de meci. Nu am ales, am ales cu inima. Uh-huh. Că mi-am dorit să joc la Steaua și n-a contat ce bani iau. Păi, tocmai asta e ideea, că cred că unde, unde e loc de... Sau altfel spus, unde alegi cu inima, nu e loc de regret, știi? Corect, dar... Câteodată poate, na, greșești. Că exact ce spun. Adică vii cu inima și persoanele care sunt acolo te acceptă în primă fază și la primul clinci uită că ai făcut niște sacrificii, mm-hmm. să vii și mai bine, adică să te duci exact și jucătorii care sunt acum le, le spun. Care mai mă întâlnesc. Mm-hmm. Du-te și ia-ți banii că într-o zi se va termina fotbalul și totul se uită. Eu l-admit pe Stanciu că s-a dus în China și a luat banii pe Budescu. Cristiano Ronaldo că s-a dus la... Da, Cristiano nu mai se pune problema de, de bani. Ala nu avea nevoie. Eu nu cred că avea nevoie. Dar cum vezi mutarea asta că tot am adus vorba? La nivelul lui, vezi, la nivelul lui nu cred că trebuia să facă pasul ăsta. Mulți spun, ok, sunt sute de milioane. Are. Și eu cred că, mai ales că el a dat, toți sunt atenți la Cristiano, la orice spune, orice mm-hmm. face, iar el dă niște declarații că niciodată nu mm-hmm. s-ar duce. Never say never. Tocmai aia face. Da. Eu în locul lui nu m-aș fi dus. Dacă eram Cristiano Ronaldo, mm-hmm. nu. Nu m-aș fi dus, adică aș fi preferat să mai rămân în Europa. Pentru că sigur găsea o echipă și, și termina cariera în Europa. Ne uităm la Ibrahimović, ok, a fost în America, cum a fost și Beckham, dar a venit și a jucat în Europa și Ibrahimović acum este, deși este accidentat, dar a avut un aport foarte mare la Milan, revenirea lui. Adică au crescut foarte mulți jucători pe lângă el. Asta trebuia să facă și el, să ducă undeva la o echipă, probabil la Sporting, și rămânea tot în Europa. Da, totuși, de ce crezi că a făcut asta?
că banii zici că avea. Care crezi că ar fi fost motivația din spate? Păi până la urmă tot pentru bani a făcut-o. Crezi? Păi dacă nu-i dădeau banii ăștia, când vreodată ajunge el la arabi? Care era motivul? Că motivație ca să joci acolo nu ai. Mm-hmm. Dar să știi că e un campionat, nu-i va fi ușor. Sunt jucători care joacă, deci chiar s-a dezvoltat fotbalul din Arabia. Cum ar fi să-l mai țin așa cu ăsta pe bancă? Nu știu dacă îl va ține pe bancă, dar nu știu cât de ușor să nu se aștepte lumea că va marca meci de meci. Nu. Va fi greu. Deși e Cristiano Ronaldo. Mm-hmm. Că mulți se așteaptă că o să dea el 2, 3, 4, 5 goluri pe meci. Nu. Exclus. Da. Uite, aici am în bolul ăsta niște întrebări și vreau să le extragi. Cumva doar ordinea diferă. Adică da. Tu extragi, tu citești sau eu citesc, dar de extras toate se extrag, știi? Ok. Hai că să luăm. Să vedem ce întrebări. Dacă ai putea da timpul înapoi, ai schimba ceva în viața ta? Să schimb... poate a schimba modul... Mă refer aici de fotbal, da? Pe plan sportiv. Da, a schimba gândirea, mentalitatea și aș avea mai multă grijă de mine. În ce sens? Modul de a te antrena, adică să ai grijă și după ce te antrenezi, să te odihnești, să alimentația... Mm-hmm. Nopțile pierdute, că le mai făceam și noi, la asta, da, mai aș fi foarte atent. Adică asta mai mult să fiu atent la modul de viață pentru a da mai mult fotbalul. Mm-hmm. Ok. Gata. Câte avem aici? 5. Ai regretat dacă niciunul din băieții tăi nu ți-ar urma cariera de fotbalist? L-am pe cel mic care, care joacă, cel mare dintre copiii mei. Sunt doi băieți și fată, dar el e mijlociv, dar cel mic joacă. Aș regreta, dar dacă nu e să fie, important e să aibă viață liniștită, să nu fie bolnav și asta e cel mai important. Dar mi-aș dori, sincer mi-aș dori, adică să-mi văd băiatul fotbalist. Deci tu ai așa, că mi-am notat aici, Bianca, 23 de ani, da. Laurențiu, 20 de ani și Gino, de 14 ani. Da, omă, el dar joacă. Cum i-ai făcut, la câți ani i-ai făcut? Ce? 21. Wow, cât de tare! Și sunt cu aceeași femeie. Da, normal. O să vorbim și despre treaba asta un pic mai încolo, dar te las să nu combinăm lucrurile, să nu termin. Le combin. Care a fost rolul soției în cariera și viața ta? Că e esențial. Soția este foarte importantă în familie, în primul rând. Ea îți dă echilibru, liniște. Acum nu spun că eu am cu soția mea, facem anul ăsta 25 de ani. Mulți înainte. Da. Și deși am avut și o viață tumultoasă așa, niciodată nu s-a pus problema de divorț. Aici mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat o soție care a înțeles rătăcirea mea, da? Dar ea a luat foarte mult relația dintre noi doi, care nu s-a schimbat niciodată, adică n-au fost, să zic, momente în care să spui nu mai vrem să stăm împreună, hai să facem o pauză, n-a existat așa ceva. Iar ea în casă este echilibru, chiar s-a întâmplat să mai plece o zi la spital sau... diferite chestii, nu să plece undeva. Da, nu. Da, da. Și să știi că ne-a dat peste cap prin casă. Serios? Da, și copiii și spun, mamă, dacă nu ești tu aici, este haos total. Este echilibru. Și pentru mine, și pentru copii. Și țin să-i mulțumesc pe această cale, că mi-a dat ocazia Dumnezeu să am o soție așa, eu zic, o soție frumoasă pentru mine. Da, e foarte frumoasă. Copii frumoși și am liniște. Liniștea sufletească este cea mai importantă. Știu că plec, nu m-am gândit niciodată să am chestii de gelozie, să-i umblă un telefon. Nu. Nu, avem o relație, din punctul meu de vedere, perfectă. Da, ea era geloasă pe tine sau cu tine? Îți dai seama că mai făcea unele chestii, dar
mă lăsa, oricum a lăsat multe de la ea. A lăsat multe de la ea, da. Dar eu niciodată nu m-am purtat urât cu ea sau să pierd nopțile sau nu. Nu, am avut o perioadă în care am fost duplicitar. Uh-huh. Adică acasă eram eu, uh-huh, ăla eram eu și afară mă mai schimbam. Dar... Te schimba și anturajul? Nu, nu m-a influențat nimeni. Așa, uh-huh, eram eu și eu nu cred că bărbații și în general mulți spun fotbaliștii sunt vagabonți. Uh-huh. Nu, toți bărbații sunt. Adică dă-i unui bărbat posibilitatea să aibă o mașină, bani și va face același lucru, dar toți spun, fotbaliștii sunt cei mai curvari, cei mai... Nu, toți. Nu există bărbat să nu fi călcat strâmb. Da? Că ai văzut, mai sunt femei, spun, al meu nu. Păi nu cred în asta. Adică eu cred că orice bărbat înșală. Dar nu înșală neapărat. Bine, atunci când aici trebuie să faci diferența. Una e să mergi, da, sport național, uh-huh, te duci și pleci. Da? Și una e să ai relație. Uh-huh. Acolo se complică lucrurile. Deja intervin sentimente, acolo nu mai poți să spui că ești tu acasă într-un fel. Nu, acolo ai... Ți s-a întâmplat asta vreodată? Nu. Deci nu ți s-a întâmplat să te îndrăgostești? Nu. Nu, niciodată. Nu. Pentru mine a fost o atracție de moment, mi-a plăcut, după care, cum am apărut, am și dispărut. Dar crezi că ai făcut și femei să sufere? Nu știu. Probabil, dar n-am făcut-o intenționat. Și sincer, adică, dacă o femeie se duce cu un bărbat însurat, trebuie să-și asume. Mm-hmm. Asta este părerea mea, nu? Adică trebuie să știi că este însurat, are familie și este foarte greu să iei locul. Pentru că puțini bărbați sau cei care o fac, din punctul meu de vedere, sunt slabi. Să-și lase familia, îți lași familia sau soția în momentul în care nu te înțelegi. Dar să pleci dintr-o relație, dar bine, atunci când, iar mă contrazic singur, acum, în momentul în care ieși cu cineva și începi să pui sentimente, înseamnă că nu mai iubești în partea asta. Adică nu poți să iubești două femei. Una-i mama la copii, una-i poți, da, ai inimii. Păi, corect. Dar nu, adică nu poți să iubești două femei. Eu nu cred asta. Este, uh-huh, părerea mea ca și bărbat că nu poți să iubești două femei. Adică poți să iubești trei femei, dar în mod diferit. Adică iubești mama, uh-huh, ca și mamă, fata, că este fata ta, și soția. Sau iubita, sau... Uh-huh. Dar să iubești la fel cum iubești soția pe altcineva, eu nu cred. Adică nu m-am văzut niciodată. Că am prieteni care s-au îndrăgostit, au plecat, uh-huh, și știu, eu am zis, nu mi-am impus niciodată nimic. Dar nici nu m-a, pentru că făcând asta frecvent, când o făceam, mi se părea o normalitate. Adică eu eram, îmi plăcea de cineva până obțineam ce îmi doream. După care eram normal. Da, asta vreau să întreb. În momentul până, adică parcursul ăsta de la a-ți plăcea de cineva până la a obține ceea ce vrei tu, era cu multă gargară și vrăjeală, nu? Păi toată povestea în sine e o vrăjeală, da? Păi, acum pe bune, ce pot să zic? Femeile, până la urmă, indiferent ce ai vorbit cu o gagică, da? Uh-huh. Dacă nu vrea ea, nu poți să o faci nimic. Adică poți să-i vorbești 3 zile unei femei, da? Dacă vrea ea, ea știe de la început. Pe ăsta îl iau și l-am executat. Bărbatul trebuie să vină, să povestească, să amețească, da? Dar până la urmă, femeia decide. Că ea știe de la început, când pleacă femeia de acasă, zice, pe ăsta astăzi mă culc cu el. Bărbatul zice, să văd cum mă păcălesc. Să văd cum fac, să o aduc în pat, nu? Dar tot femeia se lasă păcălită. Că dacă ea nu vrea, poți să vorbești tu cât vrei. Până la urmă, femeia alege. Ești de acord cu mine? Da, ești, da, femeia. Adică, da, așa e. Îți poate vorbi un bărbat 5 ore și tu zici, ce vrea prostul ăsta de la mine? Că oricum obține ce vreau. Sau să fie surdomut, să spui, pă, ăsta îl iau în seara asta. Că vreau eu. Adică totul, da, da, depinde e, de femeie. Asta este părerea mea.
De asta mă gândesc că în momentul în care tu veneai cu cuvinte frumoase și așa mai departe, poate că fata aia se îndrăgostea de ceea ce îi spuneai tu și apoi se simțea folosită, știi? În sensul ăsta te-am întrebat dacă or fi suferit. Acum nu știu. Dar îți dădeau mesaje, Marian, m-ai făcut să sufăr sau nu știu ce? Am mai primit și eu. Îți dai seama că orice bărbat am mai primit că tot ce am zis a fost o minciună, da. Era o minciună, era un mod de abordare care o fac toți bărbații. Ai văzut că până cucerești o fată, începi și povestești ce vrea și ce nu vrea, nu? Mm-hmm. După care zici, nu mai am timp, ne vedem mâine. Nu pot, că a intervenit ceva. Mm-hmm. Adică îți cauți motive până ușor, ușor dispari. Regreți lucrurile astea? Că le-am făcut? Aha. Nu, toate au fost la timpul lor. Nu regret nimic. Au fost la timpul lor. Astăzi văd lucrurile altfel, dar nu cred că există bărbat să nu facă și mai ales când ne faci la 20, 25, 30. Uite, înainte mai ieșeam și dacă mă vedea cineva prin ziare, că am mai fost și eu prinț, nu mă interesa, dar astăzi mă interesează. Mm-hmm. Deja am 45 de ani, să mă vadă cineva cu o gagică, nu știu, nu-mi place. Mm-hmm. Mai ales am fata mare, mama, mai m-a certat și mama. Da. Ce zicea? Păi, Mariene, mama, nu-ți rușine. Nu a zis, ai și tu, ai îmbătrânit și nu te potolești. Acum câțiva ani. Și da, nu îi mai zicea nimeni ce să-i spun. Deci ai îmbătrânit, ai copii mari. Lasă-mă, domnule, nu mai cer și tu. Și cum te-ai potolit? Că asta poate să ajungă la... Am zis treptat, așa am simțit. Adică, înainte îți spun sincer, dacă ieșeam afară, adică săptămânal, nu sunam niciodată aceeași gagică. Mai sunam pe alta, mai, mă rog, cum făceam. Dar astăzi nu. Nu mă interesează. Mm-hmm. Mulți spun, bă, tu minți. Vă spun clar că și după asta o să-mi spună mulți. A, tu minți, bă, nu. Că n-ai cum să te schimbi. Ba da, te schimbi. Nu mai simt același lucru, adică nu mă mai motivează. S-a întâmplat ceva anume care te-a determinat să fii starea asta? Nu, faptul că m-am apropiat de Dumnezeu, mm-hmm, văd lucrurile diferit. Mm-hmm. Adică cumva o iei, bă, prea curvia, e păcat? Da, și îmi dau seama că Dumnezeu mi-a dat o familie și atunci, dacă Dumnezeu mi-a dat darul ăsta, copiii, soția, de ce să-mi bat eu joc? Mm-hmm. Adică mi-a dat ce mulți visează să aibă și eu le am și nu le văd. Știi că ăla... Iar revenim, mm-hmm, la religie. Satana îți dă exact ce ai tu nevoie. Mm-hmm. Da? La unul îi dă droguri, care n-am avut niciodată, nici nu chiar condamn pe ăștia care fac lucrul ăsta. La altul băutură, la ăștia ca mine le-a dat femei. Și atunci te păcălește. Știi că păcatul e dulce. Și prin păcat faci păcate. Și atunci mai bine pui stop și încerci să te duci către familie și să ai liniște. Uite, stau cu telefonul în casă înainte. Știi că de multe ori râd singur. Păi eu nu mergeam la baie, mergea telefonul cu mine, nu exista. Și acum îl las la încărcat și mă duc, mă schimb, mă spăl și las telefonul la încărcat, care nu exista înainte așa ceva. Știi? Și nu mă mai interesează lucrurile astea. Adică am alte lucruri de făcut pentru familie și pentru noi decât să mai îmi pierd timp. Da, tu de ce luai telefonul după tine? Că atât era tâmbălău pe el, nu? Da. Da, nu lăsam telefonul neam. Păi, cred că nici eu nu mai știam parola. Ce vrei? S-au întâmplat multe. Dar mulțumesc Dumnezeu că niciodată n-am avut familia în pericol. Mhm. Să zici că m-a speriat ceva, am avut siguranță mare acasă, că de aici pleacă, să știi. Uh-huh. Dar eu nu mi-am pierdut capul, adică am avut siguranță acasă, că nu, niciodată nu se va întâmpla ceva, adică să divorțăm. Am fost sigur pe ce am acasă și atunci eu am încercat să fac și nebunile mele. Și de aici unii își pierd capul, îi dai libertate și pierd totul. Eu n-am pierdut asta, adică eu am apreciat locul că m-a lăsat, că mulți spunea, păi da, ce, e proastă soția ta că te-a lăsat. Nu a fost proastă.
Nu, pe așa și Gigi Becali. Crezi că n-a avut și el o viață tumultoasă până a ajuns la ceea ce este astăzi prin credință? Pentru că și el a făcut. Crezi? Toată lumea, toți au făcut. Dar a avut acasă siguranță și bază și după aceea și-a dat seama că prin păcatul ăsta nu ajungi unde vrei. Și asta rămân la... Mulți, și ce vă spun, asta a dat o razna cu credința. Nu, este reală. Dacă încerci să te apropii de Dumnezeu, vezi cum diavolul îți dă exact acolo unde e slab. Ce? La unul care-i cu curvia, îi dă femei. Și spune pe tavă și îi spui, ah, mai încerc o dată, lasă că... Nu, acolo e păcatul. Și astea cu drogurile, uite, nu înțeleg, acum prin cluburi și prin... Tot se droghează. Deci nu mai e ce era odată. Știi, a dispărut asta. Din ce în ce, pe zi ce trece, e mai rău, iar eu vorbesc cu copiii mei lucrul ăsta. Niciodată să nu... Adică mulțumesc Dumnezeu că nu sunt pe partea asta, mai ales fata nu e cu cluburile. Și le spun, adică să stea departe de lucrurile astea, să... Că nu aici își rezolvă lucrurile. Din momentul în care te-ai drogat, ți-ai pierdut totul. Adică nu mai ești tu, nu mai ai cap, nu mai ai nimic. Și foarte, foarte ușor să alunești. Mai ales când ai copii, ți-e frică. Frică, dar eu mereu îi mai spun soție, uite, să dea Dumnezeu să nu se întâmple și ea spune, dacă e Dumnezeu lângă noi, nu trebuie să avem teamă. Adică te încrezi în El, lasă-L pe El să-i protejeze. Și asta cred că Dumnezeu face, că niciodată, adică ne apropiem de El și să ne facă, să lase voit ceva, nu. Dumnezeu le face perfect și când noi vedem lucrurile că nu sunt perfecte, cred că la final sunt perfecte. Pentru că ai văzut și în Biblie, că ai zis că nu-i înțeles. Mulți au trecut prin cumpăne, toți care au fost aproape de Dumnezeu, nu li s-a oferit imediat totul. Au trecut prin încercări, încercări, încercări. Și știi ce aduce o încercare? Binecuvântare. Ai văzut când îți dau telefonul ăsta acum, ți se pare normal. Dar tu dacă te rogi de mine și ți-l dau mai greu să văd exact că îl meriți, atunci când îl meriți, te bucuri pe deplin. Și așa e. Atunci este perfect. Știi că lucrurile bune nu vin ușor. Tot ce este ușor nu e bun. Nu e. Și lucrurile, ai văzut că la rău... Știi că am un prieten, e mult spus, și făcea niște chestii care nu erau tocmai bune. Și l-am întrebat, ai milioane de euro, de ce mai faci? Și am zis, gândește că e un Dumnezeu. Și apropie-te. Și el mi-a zis, eu tot ce am obținut, eu n-am obținut cu Dumnezeu, mi-a zis. A zis, eu am obținut cu oralt. Nu cred. Ba da, martorul meu Dumnezeu, că nu mint. Și am fost și zice, eu sunt pe partea elaltă. Și el nu e un om rău. Și a zis, eu așa l-am obținut, pentru că la tine, până ți le aduce ție Dumnezeu, tu stai mult în așteptare. Mie tot ce i-am cerut, mi le-a dat. Și am și nu ți-e frică de viața de apoi? Și a zis, nu mă mai interesează. Așa mi-a zis. Adică el consideră că ăla rău i le-a oferit mai repede și că el nu are timp să se gândească ce va face după ce va muri. Asta mi-a zis. Și este milionar. Și tot goana după bani și tot, adică banul îl duce în păcat care el nu-l vede. Care ar putea să trăiască lejer și să ducă o viață bună și tot nu se oprește. Asta mi-a zis. I-a zis, fratele meu, eu sunt pe partea cealaltă. Dacă tu ești cu Dumnezeu, eu sunt cu alălalt. Și n-a zis la mișto. Nu. Mi-a zis, spun sincer. Eu am crezut că glumește și a zis, nu, spun sincer. Ăla meu, al lui, a zis, mie mi le dă imediat. Tu până îi ceri și până îți dă, treci timp. Și a zis, eu vreau să am viață veșnică, fratele meu. Și mi-a zis, până la Dumnezeu te mănâncă sfinții.
ce să vorbești cu un om? El are părerea lui, eu am părerea mea. Clar. N-are rost să intri în discuții cu... Adică te oprești acolo și... Hai să continuăm, că mai sunt două întrebări. Bine, mai am după aia treabă cu tine, nu scape așa ușor. Nu scap. Asta e a treia, nu? Da, bine, le-am luat în ordine... Da, da. A patra. A patra. Te-ai gândit vreodată cum ar arăta viața ta dacă nu ai fi fost fotbalist? Sincer, nici nu știu cum ar fi fost. Probabil munceam pe undeva. Adică știi cum am văzut mereu? Am prietenii din copilărie care sunt plecați pe afară, marea majoritate prin Spania, Italia, și au făcut familii și trăiesc mai bine decât aici, cu, nu cu mult. Adică au o stabilitate financiară normală, cred că asta aș fi făcut și eu. Altceva, adică nu văd ce. Să spun acum că aș fi fost mecanic sau arhitect sau nu. Probabil plecam și eu pe afară, cum fac fiecare, marea majoritate care fac asta, pentru că aici nu ai un viitor. Sincer, nu ai. Adică nu văd să-ți ofere statul român o siguranță și pentru copii și pentru... Nu văd, adică copii, ce viitor ar avea? Uite, învață, cunosc atâtea persoane care au copii, care au terminat facultate și la final se duc și se angajează, te miri unde... Da, exact. Și nu e corect. Adică nu sunt ajutați. Eu dacă era după mine, sincer, aș fi rămas pe afară de când m-am lăsat. Dar acum copiii sunt mari, e foarte greu. Fratele meu, de exemplu, a plecat în Italia. Vine, pleacă, dar bine, are unul, l-are mai mare de 20, unul de 14. Mm-hmm. Și cel mic al lui joacă prin Italia. Sper să reușească să facă și el ceva pe acolo, că asta își dorește. Dacă n-a ajuns el, să ajungă băiatul. Sper să ajungă, să ducă cineva mai departe numele. Cum rămâne de văzut. Muncă, disciplină. Exact. Și cu Dumnezeu înainte. Corect. Putem mai să trecem la ultima, da. Da. Care este cea mai mare calitate umană pe care o apreciez la alții? Bunătatea, adică să faci faptele din inimă, nu să le faci cu interes. Adică să vezi un om că te ajută, uite, vrei să mă ajuți cu ceva, să simt că îți pasă și că o faci cu inima, cu sufletul. Nu o să o faci, las că îi dau ăstuia, că poate îmi dă și el mie. Aia nu mai este... Ăla nu mai este ajutor, deja este un interes. Adică oamenii care fac fapte cu sufletul, ăia îi apreciez. Și momentele grele. Adică nu să-i dai cuiva când are. Să-i dai cuiva când are nevoie. Aia înseamnă să fii, ai calitate umană. Să ajuți când este momentul. Ai avut și oameni în viața ta care au făcut asta cu tine? Da, da. Am avut cădere și am un prieten care a jucat fotbal cu mine în copilărie și să știi că a venit lângă mine într-un moment foarte greu. M-am blocat financiar, am avut niște proiecte care le-am avut blocate și singurul care a venit fără niciun interes a fost un prieten al meu, Albert îl cheamă, care mi-a demonstrat că ceea ce a făcut el a depășit orice limită umană. Adică lucrurile astea n-aveau cum să fie de la noi, fire pământească, decât dacă își punea Dumnezeu amprenta acolo. Altfel nu putea să vină cineva, să vină și cu sume. Adică nu vorbim de 1.000, 2.000, 3.000 de euro, nu, vorbim de sume. Nu are rost să dezvoltăm aici, dar să vină să spună, am auzit că ești blocat, că ai probleme și să te ajute.
Și crezi că cumva ok și calitatea lui umană de bunătate și așa, dar cumva și Dumnezeu a venit prin el să te ajute. Păi Dumnezeu m-a ajutat prin el, da. Sunt fer convins și, și el spunea la un moment dat, mi-a zis, fratele meu nu mă înțelege greșit. Dacă aș da timpul înapoi, aș face același lucru, dar să știi că am simțit și el vorbește acum, nu este cum sunt eu, dar să știi că este credincios. Adică nu i s-au întâmplat lucruri, mie mi s-au întâmplat minuni care se... Și el mi-a zis, ceva am simțit că mă împinge să te ajut. El mi-a zis, care nu avea, adică era credincios, dar nu să ducă spre, la biserică să... Și mi-a zis, fratele meu, îți spun ție că ceva m-a împins să te ajut. Și îmi făcea mereu așa, ceva de sus. Adică sunt lucruri care oamenii nu cred. Știi cum cred oamenii, cum văd oamenii? A, păi l-a păcălit pe ăla, l-a prostit pe ăla. Nu. Nu, că e un băiat deștept. Un băiat care este umblat, din familie bună, dar mi-a zis clar, frate, crede-mă că am simțit că ceva mă împinge să te ajut. Și a făcut-o cu inima și mereu îmi spune, dacă aș da timp înapoi, aș face același lucru. Ce fain. Asta înseamnă să ai un prieten, să-ți vină în momentele grele și să-l vezi că-ți vine la ușă și să spună, am auzit că ai probleme. Aici nu este decât lucrarea lui Dumnezeu. Mai e altă minune care ți s-a întâmplat și pe care o poți spune? Ca inspirație pentru alții? În sensul că, băi, da, uite, există? Eu, mi s-a întâmplat o chestie, dar poate oamenii pot spune ce vor ei. O să spun că am luat o razna că sunt nebun. Eu am avut, dar în momentul în care am fost blocat, îți dai seama, cu câteva milioane, m-am dus la biserică și atunci am stat de vorbă, de a și spun, cu Dumnezeu, cu te duci și stai, cred că am stat vreo 2 ore. Și atunci am zis lui Dumnezeu, înseamnă că n-am făcut exact ce voiai tu. Omul consideră că a făcut pentru Dumnezeu multe. Nu făcusem, de adevăr, ceea ce își dorea. Și am promis atunci, n-am zis-o nimănui, adică doar cei din familie știu și e prima oară când o zic. Și am promis lui Dumnezeu că dacă mai îmi dă o șansă, eu o să dau o casă cuiva. Wow. Și vreau să-mi trimită Dumnezeu un om, eram atât de supărat. Și am zis, Doamne, dacă Tu știu că existi, ai mai dat șansă în toată istoria omenirii. Nu stau să caut în Biblie cu ei da șansă. Mai dă și mie șansă și îți promit că fac voia Ta. Dar ca să dau casă, nu voi da casă și te condiționez. Așa am vorbit cu Dumnezeu. Te condiționez pe Tine, Doamne. Iartă-mă că fac lucrul ăsta. Dar am ajuns la maxim și te condiționez ca acel om care îi dau casă să mi-l trimis Tu. Lasă-mi spună ce am vorbit cu Tine. I-am cerut... Nu cred. Ba da. Ba da. Deci eu nu mint cu nimic. Am și emoții, adică n-am avut emoții până acum. Da, păi uite că mi-am dat sine. N-am avut emoții până acum, dar acum, adică chiar am emoții. Regăsesc greu cuvintele. Să știi că am plecat acasă. Era în perioada de Paște. Și la câteva zile a venit un băiat să-mi spună că fratele lui vrea să cumpere un apartament. Nici nu știam că e pocăit, nu știa nimic de mine, eram blocat, n-avea cum să-și dea seama niciodată că eu sunt supărat. Și afară îți dai seama, afară aveam Range, Bentley și casă de nici nu are rost de ce sumă, că poate oamenii văd iar greșit. Și, adică n-avea într-un cuvânt, nu putea să vadă el un om aparent sănătos în interior bolnav.
Și zice, uite frate, îmi vrea să cumpere o casă, dar n-are, are un avans de câteva mii și dacă poate să-ți dea rate lunare. Și am zis că nu pot, pentru că dacă îi dau și el nu va plăti, îmi va fi greu să-mi iau eu păcatul să dau pe cineva afară din casă. Mm-hmm. Și nu voi face niciodată lucrul ăsta. Adică mai bine spun unui om, nu-ți dau decât să-ți dau să te legi de casă, să nu mai poți să plătești și eu să fiu nevoit să fac un păcat să te dau afară. Adică mai bine spun nu. Și din vorbă în vorbă mi-a zis că e pocăit și a început să-mi vorbească. Și eu mi-am dat seama. El nu și-a dat seama. Mm-hmm. Că Dumnezeu așa face lucrurile. Dacă eu îți spun că i-am zis Dumnezeu să-mi spună exact cuvânt cu cuvânt, așa l-am condiționat. Altfel eu nu dau nimic și să nu mă pui pe mine vinovat, că așa dacă dau cuiva și nu merită, n-am făcut voia ta. Dar să-mi spui, altfel nu, altfel lasă-mă așa cum sunt. În probleme și merg singur. Și Dumnezeu nu m-a lăsat. Și a venit și a plecat. I-am zis că nu pot să-i dau, a plecat dezamăgit. Am vorbit cât am vorbit, știi? După care este din curte, deci este fapt real. Eu am știut când a venit cine e, dar m-a amețit povestea. Mm-hmm. Și soția nu știa ce am promis-o lui Dumnezeu, chiar nu știa nici ea. Mm-hmm. Și am dat mesaje în casă și am zis, mi se întâmplă ceva. Și nu înțelegea nici ea ce... Că n-ai cum, dacă nu știi povestea și știi ce e cerul lui Dumnezeu, să-i spui, vino coboară că mi se întâmplă ceva. Nu a înțeles după aia, i-am explicat. E, pleacă băiatul din casă, cu băiatul ăsta care era, mm-hmm, este pocăit, și se oprește afară, la poartă, iese și îmi spune, eu nu mai plec de aici. Că acum am înțeles că Dumnezeu m-a folosit, trebuie să vorbesc ceva neapărat cu el. Mamă! Și ăla spune, care fratele lui, nu este pocăit. Și îmi spune, Marian, știi că fratele meu este pocăit, te rog, ascultă-l la mișto. Exact așa mi-a zis. Mm-hmm. Nu-l lua în seamă, dar vrea să spună câteva cuvinte, el a zis că nu mai pleacă până nu vorbește cu tine. Și eu știam, zic, lasă-l că vreau să vorbesc cu el, zic, lasă-l, nu te supăra pe el, îl ascult. Și am vorbit cu el și mi-a zis, nu o să spun niciodată ce am cerut lui Dumnezeu și cum i-am zis, dar la mine a fost real, martor nu este Dumnezeu, că nu mint cu nimic și de-aia m-a făcut să rămân aici. Mi-a zis cuvânt cu cuvânt. Și mi-a răspuns la toate întrebările. Și mi-a zis, uite, Dumnezeu aici a spus așa. Aici, de ce l-ai supărat că ai zis? Să nu mai zici niciodată. El e lângă tine. Nu te lasă singur. Deci mie mi-a zis cuvânt cu cuvânt. Și de unde să știu eu, ca să vezi lucrarea lui Dumnezeu, că omul ăsta în seara aia, cu o seară înainte, dormea în mașină cu copiii. Ca să spui că e întâmplător, da? Că mulți spun, a, s-a întâmplat. Nu știam nimic de el, nu știa nimic de mine. Prima oară când îl văzusem. Și el cu o seară înainte dormea în mașină cu copiii și el spunea, Doamne, te slujesc de 25 de ani. Nu ți-am cerut niciodată decât un acoperiș copiilor. Și cum face Dumnezeu lucrarea? Explică-mi tu că eu am înțeles-o. Mulți spunea, e întâmplare, chiar și de la mine, din familie. Cum? De la mine, din familie, frații au zis, a, păi știa ăla de tine, mă. Păi da, mă, dar nu știa ce am vorbit eu. Păi asta am vrut să spun. Știi? Eu. Dar de unde știa ce am vorbit eu cu Dumnezeu? Când eu l-am condiționat pe Dumnezeu, da? Un om să-l condiționez, mulți zis condiționat. I-am cerut cum să fac. Și Dumnezeu a făcut cum am zis eu, ca să-mi arate că e lângă mine. Mi-a vorbit cuvânt cu cuvânt și mi-a răspuns la tot ce i-am zis eu. Și după aia mi-a zis, lasă-mă să te iau în brațe. Azi am simțit nevoia să te iau în brațe de când am intrat la tine în casă, dar n-am știut de ce. Și mi-a zis cuvânt cu cuvânt. Și eu, imediat după asta, i-am dat o casă. I-am dat o casă în momentele în care eram blocat și era singura. Și i-am dat-o lui. Gratis, gratis, adică nu ți-a mai dat nici avans, nimic. Nu m-a interesat niciun ban, nu. Nu. Nu m-a interesat niciun ban. Dar nu i-am dat un moment, adică
Nu l-am condiționat pe Dumnezeu să-i spun, Doamne, întâi dăm Tu. Și după aceea dau și eu. Nu. Am dat ce mai aveam. I-am dat Lui și pe aia l-am lăsat pe Dumnezeu să lucreze. Și Dumnezeu lucrează perfect. Asta am făcut eu. E ușor să dai când ai mulți bani, să dai din ce ai, dar este foarte greu să dai din ce nu mai ai. Corect. Iar eu am făcut lucrul ăsta, că așa am simțit și a fost promisiunea mea față de Dumnezeu și voi merge până la capăt, inclusiv cu ceea ce am mai promis-o de Dumnezeu, că voi face o biserică. Avem terenul și voi face o biserică. Că este biserică de pocăiți, că oamenii văd, păi stai, ce biserică faci? Nu, fac o casă de rugăciuni, acolo unde se roagă, este același cuvânt. Că mulți spun, păi da, de ce faci de pocăiți, că te duci de la ortodoxie? Nu. Eu fac pentru creștini. Atâta timp cât vorbești din Biblie și vorbește de cuvânt, cuvântul lui Dumnezeu, pe mine nu mă interesează. Corect. Nu fac altceva, adică nu m-am dus de la ortodoxie, la altă religie, la budism și spui, da, am greșit. Nu, aceeași cale este, doar că o vedem diferit. Adică eu, unul, nu mă mai rog, adică nu mă mai închin, mă rog la Dumnezeu, nu mă mai merg la biserică, la biserică normal. Dar nu mă mai rog la, adică nu mai mă închin la icoane. Unii vor vedea greșit. Eu consider că nu. Dar până la urmă, esențialul care este? Credem în același Dumnezeu, în Iisus Hristos și important este să nu facem rău. Da, exact. Adică până la urmă, indiferent care e religia ta. Eu am ales ta... o altă cale. Care este tot creștină, da? Că nu există, nu scrie în Biblie nicăieri a fi creștin ortodox sau spune a fi creștin. Da? Eu vreau să merg tot pe aceeași cale cu Dumnezeu, cu Iisus Hristos, dar numai că nu mai văd sensul atâta timp cât cineva mi-a explicat și am înțeles Biblia și spune clar să mă rog la Iisus Hristos de... și am făcut-o. Adică am fost la biserică, da? Eu cu Dumnezeu când i-am cerut lucrurile astea, n-am mers prin niciun sfânt. Eu fără să-mi dau seama am făcut exact ceea ce la Biblie spune. Mergi direct către mine. Și am stat direct și am vorbit. Gândul meu a interacționat direct cu divinitate. Și mie mi s-au întors, adică n-am rămas, am cerut și n-am primit răspuns. Atunci puteam să spun, bă, n-am primit niciun răspuns, s-a întâmplat. La mine au fost foarte, foarte simple și pot să zic că Dumnezeu a ales la mine să facă prin ceea ce am cerut. E o binecuvântare pentru mine. Nu venisem să stau în post și rugăciuni, să stau 10 ani și sunt oameni care se roagă și n-au primit. Darul ăsta de a-i răspunde Dumnezeu instant. Iar mie i-am cerut lucrul ăsta și mi-a răspuns. Eu am fost șocat. Să-i cer lui Dumnezeu un moment de cumpănă, de supărare, că atunci inima arde și ești tu și vorbești direct. Și am cerut lucruri pentru noi oameni imposibile. Este imposibil să te duci acum la biserică, să-i spui lui Dumnezeu, dar vezi, când vorbești cu un foc și supărarea aia, ăla este, ăla ești tu, că Dumnezeu acolo te vede. Umil, tu fără scăpare decât prin El. Ăla eram eu. Și după aia mi-a venit și prietenul meu. După aia îmi vine și prietenul și toate mi se situația întâmplă. Exact. Da. Dar ți-e teamă oarecum dacă din exterior o să înceapă lumea să zică, bă, da, ăsta s-a pocăit aliuță sau... Păi Biblia spune că oamenii care s-ai mei, deci atunci când te apropii de Dumnezeu, oamenii vă spune că ești nebun, că ai luat o razna, tot ăla rău își bagă coada. Ca să te îndepărteze, să zici, nu, a fost întâmplare.
Deci nu ai frica asta. Nu. De ce să am? Dacă la mine Dumnezeu a lucrat așa și mi-a arătat, ce să mai facă? Adică ce trebuie să mai facă mie? Dacă n-a știut nimeni. Nici soția, nici copiii, nici... Și am știut doar eu ce am vorbit cu Dumnezeu. Și am zis, da, nu dau casa până nu-mi spune că este om al tău și ce am vorbit cu tine să-mi zică. Și atunci va primi casa. Și așa a primit-o. Și cum să fie el și pocăit să n-aibă nici casă? Exact. Adică toată lucrarea în sine poate să zici că e întâmplare? Nu. Dar pe mine nu mă poate convinge nimeni să spună că el n-a fost mesagerul lui Dumnezeu, că mi-a zis cuvânt cu cuvânt, când știam numai eu și eu nu știam ce să-i spun. Îmi spunea, uite, la întrebarea aia, ei pus așa, noi doi, unul la unul. Cum vezi? Mi se pare fascinant. Adică deci este ceva care depășește orice, orice imaginație a unui om azi. Că spui, du-te, mă, că n-are cum, că ăsta a luat-o razna. Mă, vezi, sunt față în față cu tine, nu sunt nebun, nu vorbim despre ce vrei tu. Nu, am capul cu mine, gândesc, știu să le așez lucrurile, adică n-am luat-o, să zic, bă, a nebunit ăsta de la credință. Nu, n-am înnebunit. Că Dumnezeu nu te vrea nebun. Corect. Te vrea să-L iubești, să fii cu El, să fii bun, blând, să iubești oamenii. Adică nu, că greșim, toți avem păcate, toți am greșit. Și eu am greșit față de oameni. Și credem, uite, oameni care m-au supărat în trecut, nu le port pică. Nu le port. Am învățat să nu mai răspund cu aceeași monedă, să mai fiu. În timp, ți-e milă de ei. Adică mai bine să-ți fie milă decât să-i urăști. Da, așa e. Și nu mă mai afectează orice lucru. De atâta timp că știu că Dumnezeu e cu noi, am familia fericită, eu, copii și cu soția, chiar mereu vorbim că Dumnezeu ne-a dat o unitate așa de familie puternică. Chiar puternică. Și am prieteni buni pe lângă mine, care și acum am prieteni care nu mai am pe aia care îi aveam, am alți prieteni, dar am prieteni mult mai buni. Serios, s-au schimbat și prietenii? Am câțiva. Și din fotbal ți-au rămas? Am, pe Rică, pe... vorbesc cu toți, cu Petre Marincu, vorbesc, am o relație normală cu Bănel, dar prieteni așa să am, în momentul ăsta am doi prieteni, Albert, de care ți-am zis, și mai este un Ion, îl cheamă, care e mai mare ca mine, bine, are 60, dar na, e top de om și chiar și el a fost lângă mine și m-a ajutat și poate unii din de pe margine așa spuneam, aia, lasă-mă că ăsta doar vorbește și nu face nimic. Nu, a avut fapte cu mine. Și atunci cum vezi lucrurile? Adică Dumnezeu chiar și-a făcut prezența acolo și tot ce mi-am promis a mers până la capăt. Ce tare! O să spunem, a nebunit. Sunt sigur că oricum mi-au mai zis mulți, bă, de ce te duci tu pe la ăștia? Zice, cumva ai vreo jmecherie să iei bani de acolo? Ce bani să iau? Când nu vreau nimic? Păi, nu? Când eu vreau să fac lucruri și voi face, 100% voi face biserică. Deci am tu terenul, vrei să faci, deci nu biserică, că mă și gândeam cu Sfinții Arhanghel, nu știu de nu, care și nu. Nu. Casă de rugăciuni, cum sunt toți pocăiții, da? Și voi face casă de pocăiți și acolo unde se va vorbi strict de exact ce vorbim din Scriptură. De Dumnezeu, de Iisus Hristos, de drumul care trebuie să-L alegi ca să ajungi la... Ăsta este visul meu și este promisiunea mea. Și dacă Dumnezeu mi-a dat acel om care este pastor, da? Mi l-a trimis el, înseamnă că n-am greșit. Correct. Dacă nu-mi spunea ce am vorbit cu el, ziceam, nu am ce să caut aici. Dar nu am greșit cu nimic, că mulți vor spune, păi da, stai, tu te-ai născut ortodox. Dar nu, m-am născut creștin. Arată-mi undeva în Biblie unde spune Iisus, fii ortodox. Corect. Corect, nu e. Nu scrie. Spune pocăiți-vă și îndeamnă creștinii.
Da, dar nu spune fi penticostal, fi catolic, exact, fi ortodox. Nu, spune de creștinism. Deci el vorbește numai de creștini. Dar se poate spune despre tine că te-ai pocăit? Sunt pe drum. În momentul în care voi face biserica, următorul pas, mă voi și boteza. Serios? Da. Dar doar așa. Uite, eu am frații mei, da? Mama a zis că eu sunt ortodoxă, eu nu mă schimb pe bine cu nimeni, dar nici nu vreau să te schimb. Deci, știi cum este impregnat în memoria omului, eu așa m-am născut, eu sunt ortodox, eu nu schimb religia, dar nu schimb nicio religie. Nici nu o voi forța vreodată, Doamne ferește. Dar ea a zis, eu sunt cu sfinții mei, eu cred în sfinții mei, eu mă duc la paraschivă, de-aia am zis, poți să te duci, nu te forțezi, Doamne ferește, să nu te duci. De-aia am spus, uite-te în Biblie în care spune, dar nu, e greu să schimbi omul după vârstă. Dar o să zică mulți, a, păi ăsta ce, ăsta s-a păcăit, de ce se botează el acum când e botezat? Că asta mi-a zis și mama, dar nu te-am botezat când erai mic? Păi da, dar și cum m-ai botezat? Când spune nașul în locul meu, te-ai lepădat de satana, mă lepăd. Păi eu nu știu ce face. Este adevărat? Da, adică și da, de ce? Ești conștient, ești mic. Da, de ce? Păi atunci putea să mă ducă și la musulman. Da, corect. Nu? Și asta citeam din Coran. Corect. Care era diferența? Doar că nu știam la ce religie și eu puteam să-mi duc copiii unde vreau. De așa. Unde știau ei? Dar botezul ăsta în ce constă? E că te dezbraci așa? Nu, de dur, sau? Nu. Cum era mici, că nu merge. Nu, asta o faci în apa botezului. Este, de fapt, cum a făcut și Iisus Hristos la maturitate. S-a botezat, deși el era fără de păcat. În care este pentru... El mai mult ne arată, Iisus Hristos, ce trebuie să facem. Adică intri în apa botezului, te botezi, da? Și lași păcatele și începe o viață nouă. Asta spune. Aha. Adică din momentul ăla ești, urmezi într-adevăr pe calea credinței, adică 100% trebuie să mergi în momentul în care te-ai botezat. Pe calea asta. Da. Deci e un ritual care nu implică apă în sine, adică să te bagi da, tu în apă. Ba da? Da. Păi... Și eu vreau să fac la Iordan. Aha, serios? Da, pe acolo s-a botezat Iisus. Da, exact, în apa Iordanului. Și acolo vreau să-l fac. Adică eu sunt oameni care merg în... Botezul este prin apă. Dar nu spune, poate să fie și aici. Ai adus ceva, ai adus apă. Ligia. Da, nu spune neapărat unde. Apă. Botezul se face prin apă. Și atunci eu vreau să fac la Iordan. Tu știi că la Iordan o singură dată în an are flux reflux. Atunci poate să-mi explice cineva dacă este vreo făcătorie? Corect. Nu? Hai să spui că la o icoană, la una, la alta, mulți spun da, dar la apă în Iordan cum facem? O singură dată pe an, exact de bobotează. Și cu lumina aia care se aprinde... Da, și acolo mulți spun că este, că nu este. Nu acolo, nu ala e minunea. Minunea suntem noi că existăm și că ducem mai departe cuvântul lui Dumnezeu. Mie, uite, de Gigi îmi place. Este credincios. Dar și văd că vrăjmașul, satana, tot îi dă târcoale. Și unde? La echipă. Unde mai are el puțin de lucrat cu el. Știi? Mândria. Mândria este unul din păcatele foarte mari. Știi? Adică am totul și pot să mă joc, e jucăria lui. Las-o, frate, las-o. Lasă-i pe copiii să joace, ai tot ce vrei, ți-a dat Dumnezeu totul. Faci lucruri mari. Lasă-i și pe aia să meargă și ei către un viitor mai bun. Că muncesc copiii ăia. Am făcut și eu lucrul ăsta. Și te trezești după aceea, ai văzut că revin și muncești și joci cu frică. Niciodată nu vei fi tu. Da, așa e. Te gândești că astăzi joc slab și mâine mă dă afară. Au fost jucători care i-au luat cu 700 de mii, un milion și după 5 etape i-a aruncat. Pe ce încredere mai are ăla?
Sau intri în teren. Câtă personalitate să ai, tot joci un meci două slab. Și poate joci într-un meci cheie. Și ce zice Gigi? De mâine să nu mai vă păstă. Îl sună pe meme și spune mâine să nu mai vă păstă în echipă. Și l-a distrus? Așa e. Nu? Și el merge înainte și se duce să roagă, dar nu vede că face un păcat. Ăla mic. E păcat. Dacă Dumnezeu ar face așa cu noi, el de la el aș avea mai mari pretenții. Că stă aproape de Dumnezeu, îl iubește pe Dumnezeu, se vede clar. Face lucruri pentru oameni bolnavi, face multe, multe. A renunțat la viața de zi cu zi pentru Dumnezeu. Dar tot mai are. Tot mai are. Vezi? Orice om este la bun deva. Corect. Hai că mai am un joc. Și că tot veni vorba de Gigi. Gigi Becali sau George Copos? Gigi Becali. Da? Deși Copos este mai serios, dar Gigi este mai sufletist. Uh-huh. Steaua sau FCSB? Păi sunt ambele același lucru. Este aceleași culori, doar că s-au împărțit. Cină romantică sau masă cu prietenii? Cină romantică, cu soția. Da? Băi, ce fain. Normal. Trei calități și trei defecte ale lui Gigi Becali. Calitate. Calitatea umană mare, care suflet bun. Da, ajută. Ce calități? Asta într-un cuvânt. Este credincios, care e o calitate mare, da, îl iubește pe Dumnezeu, iar la partea asta de defecte, are, încă mai are chestia asta de mândrie, de supremație, adică nu-l pune pe Dumnezeu tot timpul înaintea banului. Mm-hmm. Adică el, dacă are bani, îi se cuvine totul. Aici greșește. Adică trebuie să tratezi când vine la masă la tine și pe bogat și pe sărac la fel. Și atunci ai câștigat totul. Mm-hmm. Aici, fără să-și dea seama, aici mai are el. Adică el vede totul, adică eu sunt Gigi Becali, asta e mândrie, am totul și pot să-l tratez pe ăla și indiferent și pe altul nu. Mm-hmm. Adică fii umil până la capăt cu toți. Degeaba faci 1000 de lucruri, fă-le și pe alea că le vezi. Da. Probabil o să le facă și Dumnezeu le va arăta. Alte două defecte? De ce mândria? Dacă mai vezi, dacă nu, trecem la următoarea. Nu, asta cu... Și faptul că se bagă la echipă. Tot din mândrie se bagă. Uh-huh. Să demonstreze el tuturor că el, exact ce face el, e bine. Și dacă a greșit 7 ani, al 8-lea arată că a luat campionatul și șterge cu buretele totul. Nu. Lasă echipa, pune antrenor că fiecare e făcut pentru ceva. Da. Și el a zis, regii sunt regi, da? Sclavii sunt sclavi, da? Ierarhic. Atunci lasă și tu antrenorul, că nu ești tu antrenor. Lasă-l acolo. Dar încă nu poate. Nu poate. Școala vieții sau școala academică? Să știi că ambele. Ești dintr-o parte din alta. Nu poți să fii doar să ai școala vieții, să fii agramat. Adică trebuie să combini. Uh-huh. Muzică lăutărească sau manele? Lăutărească e mai mișto. Este aia autentică, veche. Aia este adevărată, care și peste 100 de ani o ascultă generații și generații. Da, băiatul tău, Laur, cântă manele, nu? Sau ce cântă el? Nu, era un stil care e acum... Trap? Trap. Trap, da, nu? Da, de trap. Că auzisem într-o altă emisiune că e în echipa lui Florin Salam? Sau... Nu. E prieten cu el, îi spune okay. Nașule, finul, dar e pe partea asta de trap. Dar e nașul vostru? Nu, a lui o să lui. Fie. Da. A lui, da. Că se însoară? Se va însura, da. Am înțeles, deci nu are treabă. Da. Ok, deci cu trepul el, nu are treabă da, cu... Da. Aha. Super. Agresivitatea lui Lăcătuș sau talentul lui Hagi? Eu am fost stângaci. Îl aleg pe Gică. Hagi a fost fenomen. Și Lăcătuș, prin determinare, prin ambiție, a reușit să fie lângă Hagi, dar Hagi... A avut sclipire. Agi. Galeria Rapidului sau Galeria Stelei? Ambele. Pentru mine ambele. Da? Sincer. Nu pot să spun, adică a Stelei,
și a Rapidului să n-o văd. Sunt ambele. Okay. Au farmecul lor, cum și Dinamo. Și Dinamo, când au vrut să facă... Da, clar. Să organizeze, la organizare, cred că au stat tot timpul cel mai bine. Și nu sunt dinamovist, dar cu Steaua și Rapid, țin. Cel mai bun prieten din fotbal? Pentru mine a rămas Cânu, Neaga, ei doi au rămas cei mai buni prieteni ai mei. Super. Cel mai antipatic fotbalist cu care sau împotriva căruia ai jucat? N-am fost genul care să am ceva cu cineva, nu. Nu. N-am avut. Adică nu pot să dau un nume, că n-am fost genul care să zic că nu mi-a plăcut cineva. Auzi, apropo de naș fin cu metri, nu știu ce, am văzut informația că tu i-ai cununat fata lui Nuțu Cămătaru. Da. Da? Păi da, soțul ei este frate cu soția mea. A, serios? Da, și de aici. De aici a plecat toată povestea. Am înțeles. Și asta când s-a întâmplat, cu mulți ani în urmă? Când am cununat-o? Păi cred că e prin 2010-2011. Atunci au făcut ei nuntă. Și ați rămas în relații bune? Adică vă vizitați? Este cumnatul meu, cum? Păi asta zic, dar nu știu, că totodată se întâmplă să se mai răcească relațiile sau... Nu, suntem bine. Mai devreme am vorbit cu el. Da? Da, m-a întrebat dacă mergem la sală după sărbători. Nu, am relație foarte bună cu ei. Mergem în vacanțe, am ieșit, ieșeam mereu, adică chiar apropiată. Nu... Dar e atât de speriat Nuțu Cămătaru? Nu. Nu este adevărat. L-ați văzut pe ăsta, pe Codin, nu? Și cum a zis și el? Că la început mi se părea fioros, să nu... Nu, e un om absolut normal. El a fost prieten foarte bun cu Gigi Becali. Da, și numai să nu? Nu mai sunt cum erau, pentru că fiecare a ales un drum diferit, da? Gigi nu știu dacă mai iese prin restaurante sau are un alt stil de viață, dar erau foarte buni prieteni. Păi uite, apropo de asta, tot așa am citit că Gigi Becali te-a pus pe tine, pe Rădoi și pe Florentin Dumitru Gaj la Nuțu Cămătaru? Da. Deci e adevărat? Da, a declarat și Florentin Dumitru. Da, da, păi de la ele declarația. Da, da. Eu știu că nu mai vedeam cu Nuțu în perioada aia și îmi spunea, ai grijă cum mergi, că s-a năzut piciorul, că am actele aici. Dar cum a fost posibil asta? Da, probabil în perioada aia, nu că nu ar fi avut Gigi bani, avea terenul cum le are și acum de sute de milioane de euro și nu existau momentele alea, probabil bani cash. Și lua de la Nuțu și trebuia să-i lase o garanție. Și noi fiind atunci jucătorii mai importanți din echipă, ne dădea pe noi. Adică dacă se întâmplă să nu dea bani, își lua banii, avea transferul în alb. Deci voi practic erați trei jucători, tu, Rădoi și așa? 3-4, eu știu cine mai era, Neaga, Florentin Dumitru. A, și erați ai lui Nuțu Cămătaru, practic. Eram o garanție. O garanție, mai da. Stelei. Eram o garanție. Da, nu s-a pus niciodată problema. Altfel nu-i dădeam Nuțu bani. Știa că are. Da. Am fost și noi vânduți, nu? Ca și sclavii. Dar apropo de conducătorii de fotbal, am tot așa am văzut undeva că ai zis că te-ai certat rău de tot cu Porumboiu, adică de la genul că v-ați înjurat și așa? Da. M-am certat cu... Dar tot așa, adică te apăsa el pe ceva de erai tu agresiv verbal sau ce, nu, cum se întâmpla? Tot știu, eu niciodată n-am fost genul care să mă cert eu, să-mi vină mie, nu. Adică colegii cu care am fost, pot spune, eu am fost cu Caterinca, adică niciodată nu m-am certat cu cineva, nu. Dar cu Porumboiu nici n-aveai cum să nu te cerți. Dar el, să știi că suflet bun, te certai azi cu el și mâine vorbea normal. Nu purta ranchiuna. Dar m-am certat și eu cu el, ne-am înjurat. Și el pe tine și tu pe el. Da, el m-a jurat primul. Eu m-am jurat, l-am înjurat și eu. De-ai seama. Dar n-am fost primul jucător care s-a certat. Toți care au fost, și Sabin Ilie s-a certat cu el, mai mulți.
tot timpul avea el chestia asta că pierdea un mes sau ceva, că l-a vândut cineva. Trăia el cu asta. Mie nu mi-a zis lucrul ăsta, doar că m-am accidentat și mi-a zis că m-am dus să-mi fac recuperare și mi-a zis, las că știu eu că n-ai nimic la picior. Că tu te faci că... Și i-am dat doctor. Dinu, care este la... are clinica lui acum, e prieten cu el. Ia să... A, pe ăsta nici nu are voce de doctor. Nu e doctor. Mă minți. Și era doctorul Dinu care operează. Da, așa a făcut. Și prieten cu el. Și vrea să te ducă la Iași, avea el acolo, îți dai seama, șmecherii, și te ducea, îți făcea remeneu și cea n-ai nimic ca să joci. Și piciorul meu așa făcea. Ei, da. Da, dar n-am fost singur, mulți au fost. Și am zis, eu nu fac la Iași, mă duc la București. A, păi da, ca să nu, să-mi iei banii la mișto. Și eu abia mergeam. Da, ăsta era el. Da, acum mai înjuri? Am mai înjurat și eu, dar nu mai... Da. Când mă botez, mă potolesc. Serios? Da. Suntem și noi în lucru. Nu pot să zic că mă enervez și eu, știi? Dar nu mai sunt cum eram. Nu, nu mai sunt cum eram. Încerc să fac și eu lucrurile să fiu mai bun. Da, ai zis de Gigi Becali că nu prea se pricepea la fotbal nici atunci și nici acum. Ai întâlnit vreun conducător în întreaga ta carieră care se pricepea cu adevărat? Care se pricepea, da. Ahmetov. Ahmetov, nu? Prin faptul că nu se băga la echipă, înseamnă că se pricepe, că are, știe ce face. Și asta înseamnă că te pricepe. Atâta timp cât lași persoanele care știu ceea ce fac și nu te bagi, înseamnă că știi ceea ce faci. Iar Ahmetov nu se băga niciodată. Putea să fie să joci slab, nu te certa niciodată. Singurul lucru care îl făcea la sfârșit de tur, de retur, încerca să te vândă, îți dădea banii și plecai, dar fără scandal, fără... Nu. Nu erai bun, rămâneai cât aveai contra, nu vrei să pleci, nu plecai, îți luai toți banii. Asta însemna să fii un președinte adevărat. Și de-aia au și fost rezultate și de-aia a și rezistat Mircea Lucescu acolo, pentru că Lucescu în vestiar a fost șef și peste Lucescu a fost Ahmetov. Dar nu complica lucrurile. Dar știu că tu erai un, așa, un, sau altfel spus, aveai o relație destul de bună cu Ahmetov. Erai foarte unul dintre bun, preferații, da, lui. Da. Ai mai ținut legătura cu el sau nu știu? Înainte de pandemie trebuia să mă văd cu el la Kiev. Și n-am reușit, din păcate, să ne vedem. Aveam întâlnire la Kiev exact când a început în 2020, nu? Pandemia, da. Da. Și trebuia să ne vedem la Kiev și n-am mai reușit să ne vedem. Să vă vedeți, nu știu, pentru un business împreună sau pur și simplu așa... Nu, trebuia să ne vedem odată, să voia să facă un meci cu echipa anilor 2000 și cei care au luat în 2004-2005 au luat cupa UEFA. Vrea să facă să organizeze un meci. Și eu fiind primul străin din istoria clubului, eu sunt primul străin. Și atunci trebuia să ajung la Kiev cu Arcade Zaporojanu, care este cu Nemircea Lucescu. Acum. Și n-a mai fost să fie. După aceea a venit războiul și s-au cam dus lucrurile pe acolo. Dar tu în vestiar la Shakhtyor erai așa mai prințișor? Eram apreciat, știi de ce? Pentru că jucam. Mi-a fost și mie greu la început să intru, să mă acomodez. Pentru că nu era ușor să vii străin să joci. Dar prin modul meu de a fi, nu cream scandal, nu, nici nu m-a supărat cineva pe acolo. Adică să o caute, să mă șicăneze, sau nu. Și atunci eu am avut norocul și cu antrenorul. Antrenorul a murit, Dumnezeu să-l ierte, era evreu, dar stabilit în Ucraina, și el m-a dus la echipă. Giovanni îl știa foarte bine, a zis, am fost la el acasă, fusese la el la Odessa, a zis, și eu aveam casă, dar ce am văzut la el, n-am văzut la nimeni. Știi? Și el m-a agreat din prima, el m-a dorit la echipă și nu știa ce să-mi facă să fiu bine.
La un moment, când am ajuns prima oară în oraș, la vreo săptămână și ceva, m-am dus eu, cum eram mai vagabond, și am luat o gagică. Și la hotel unde era hotelul Ahmetov, m-a văzut. A trecut pe lângă, eu m-am dat după un stâlp, zic, antrenor, a venit pe partea cealaltă, pe jos, a venit lângă mine, m-a bătut așa pe umăr și a zis, când vrei gagici, îmi zici mie. Și îți dau eu, că ești la început în oraș, și îți trimit eu. Adică a fost o formă de glumă, adică mi-a zis, nu te speria, stai liniștit. Și a doua zi la antrenament mi-a zis, ai găsit ceva bun? Și am zâmbit și atât. Adică nu căuta să te pună într-o situație și acasă nu știau ce să facă, să te simți bine cu soția, să copilul, că noi am plecat, îți dai seama, tineri cu un copil. Am ajuns într-o țară, îți dai seama, eu vorbeam limba, că am stat un an în Tiraspol, dar soția, îți dai seama, ea, eu 22, ea 20, copil de un an, niciun an. Nu, cred că avea niciun an, ce un an, 6 luni. Și am ajuns pe acolo singur, da. Și ne-am obișnuit, ne-am acomodat. N-a fost ușor. Știi, dar au fost și ei lângă noi. Adică orice aveam nevoie, aveam doctorul, aveam din staff, încercau să ne facă piața, să ne acomodăm. Adică am făcut lucruri care să ne integrăm foarte ușor. După aceea a fost perfect. Și am greșit când eu eram pe val, câștigasem campionatul, cupă, jucasem în Champions League, să vin la Steaua. Adică aș fi venit la Steaua, că ăsta era visul meu, dar nu era momentul. Când aveam totul acolo. Infrastructură, condițiile erau... Deci nu poți să-ți dai seama. Da, dar uite, acum erai în război. Păi nu, terminam. Ce mai jucam? Păi nu știu, poate te... Nu. Pe ce? Te stabileai acolo? Nu mă stabileam cu siguranță, dar îmi pare rău că n-am stat să mai stau încă 5-6 ani pe acolo. Că simțeam că... Adică aveam totul la picioare. Orice îmi doream dimineața, seara, dimineața puteam să le am. Știu acea poveste cu mașina, când ai vrut tu și era Ahmetov acolo, mai sunt și altele în care ți se făcea pe plac? De orice îmi doream, adică asta spun, dacă mâine spuneam, trebuie să-mi iau o casă, mai trebuie 50.000, dar nu exista, stai că nu-ți dau, nu. Orice. Și nu duceam lipsă de nimic. Și îți dădea ca să-i dai înapoi sau îți dădea așa? Nu. Eu când am luat mașina, i-am zis să-mi oprească din salariu și când au venit salariile, știi, lunare, nu mi-au oprit nimic. Și la final i-am zis, trebuie să vă dau niște bani. Și a zis, nu, n-ai să-mi dai niciun ban. Ce tare! Da. Și, bine, a insistat foarte tare să rămân. Am făcut cea mai mare prostie. Deci eu nu realizam cine este el cu adevărat. Mi se părea că este președinte, știam care putere, dar nu știam că e atât de puternic. El a condus Ucraina 20 și ceva de ani. Până să vină Zelenski, ei au condus. Da. Da, aveau și președintele lor, au avut Ucraina în mână. Crede-mă, nu exista să se ia cineva de noi acolo. Sper că mergea, avea 7 mașini. Antimergător în față, deci nu exista să stea la semafor. Mamă, frate, că ziceai că ești... Când vrea să plimbe prin oraș pietonal, deci... Închipuiesc maghierul, da? Mergea pe o parte și avea pază de pe o parte pe cealaltă. Da? Și nu putea să treacă nimeni, adică pe zona aia nu mai trecea nimeni. Să zici că treci tu pe lângă, exclus. Deci el așa mergea. Era zeu. Da. Dar să știi că fotbaliștii i-a apreciat și i-a respectat și le-a respectat munca tot timpul. Adică asta spun, că el se pricepea, știa ce poate el și nu se băga peste echipă. Făcea pe placa antrenorului ce vrei. Aia. Atunci discuta cu el. Dar să vină să spună, dă-l pe la afară, dă-l pe ăla, întoarce-l, scoate-mi-l pe ăla, niciodată. Auzi, apropo de asta, într-adevăr, George Copos era zgârcit, cum se aude? Da. Așa e, nu?
Da. Dar cum se manifesta zgârcenia asta a lui? Păi, în primul rând, nu avea dărnicia asta, dar a dat primele care le dădea Gigi. Contractele care le avea Gigi. El tot ce făcea, făcea econom. Dar este om de afaceri, el a văzut-o altfel, diferit mm-hmm. față de Gigi. Gigi poate venea cu banii la sub braț, că îi plăcea să vadă jucătorii și lumea că el aduce banii la pungă, în schimb ăla făcea prin transfer bancar, erau stiluri diferite. Dar de preferat aș fi preferat să lucrez cu Gigi. Da? Da. De ce? Cum era atunci. Cum era atunci. Uh-huh. Da. Că știam că dacă vorbeai cu el, uite, dacă batem pe ăștia, ne mai dai 2000, 3000, uh-huh. da, da, gata. Dar în partea aia ăla nu mergea. Erau stabilite de la început. 1000 cu 2000, punct. La Gigi mai puteai să scoți ceva. Mi-aduc aminte acea imagine cu George Copos când și-a băgat el mâinile în buzunar și a scos din buzunare, practic buzunarele goale, știi? Imaginea. Da, el așa, eu l-am avut la Rapid. Da, asta a fost, da, să știi că nu era un om, adică un om educat. Mm. Cu bun simț, puteai să vorbești civilizat cu el. Erau două stiluri diferite. Dar Gigi era mai din popor, așa. Intra în vestiar, te făcea să râzi. Nu mai e așa. Nu cred că mai e așa azi. Dar atunci așa era. Dar controlul total l-avea Pițurc. Da. Da. El era echilibru între patron și noi. Adică poți spune că Pițurc i-a făcut față? A fost singurul care, din câte știi tu, i-a făcut față? Din câte știe și Gigi Becali. A fost singurul care... Bine, au fost prieteni. Pițurc, pot să zic că l-a adus aproape de fenomenul ăsta, dacă nu cunoștea fenomenul mai bine decât Pițurcă, și el l-a adus la Steaua. Și atunci era normal să asculte, iar Piții, îl știm cu toții, are o personalitate puternică și a știut să țină sub control tot ce înseamnă secția de fotbal Steaua. Și a făcut-o cu brio. Așa e, nu? Da. E, adică e unul dintre antrenorii, din câte știu, care ți-au marcat ție cariera, adică de lângă, pentru lângă mine care a fost, te simți. Eu am un respect deosebit pentru ce înseamnă Nea Piții și cred în continuare că el a putut să țină față și fotbalul românesc ar avea nevoie de caractere de genul lui. Că nu mai are vârsta, ok, dar eu cred într-un Olăroiu care poate cine să mai fie Petrescu, dar Petrescu are un stil diferit față de Pițurcă. Adică Nea Piții era genul care, ok, te certa în vestiar, dar n-auzeai niciodată în presă că te certa. Mm-hmm. O făcea acolo, te făcea praf, dar după care, după ședință, intrai normal. Și ținea cu jucător. Deși era prieten cu Păunescu și cu Gigi, dacă nu se dădeau banii, credem că făcea urât. Adică ținea la jucător. Mm. Cerea maxim, dar și vrea să fie plătit jucător. Asta am simțit la Steaua și s-a făcut performanță. Poate dacă noi când a plecat el, am jucat în Cupa UEFA cu Southampton și cu Liverpool. Și am mai avut cu o echipă din Belarus, dacă nu știu, Neman Grodno sau nu știu cum se numeau. Mm-hmm. Imediat s-a făcut în sistemul ăsta de intra în grupe. Noi atunci am dat tur și eliminatoriu. Și noi atunci, dacă era, intram în grupe. Aveam alt parcurs. Da. Iar Pițurcă știa să-și aleagă jucătorii. Iar el, dacă rămâne la Steaua, același parcurs l-aveau. Pentru că avea jucători. Steaua atunci a jucat din când o prinse și cu Poiafă și din inerție. Dar crezi că s-ar mai întoarce vreodată Pițurcă la Steaua? Nu, cred că nici nu mai are vârsta și răbdarea ca să o ia de la început cu Gigi, le are pe ale lui, deja nu mai schimbă nimeni. Nu, este de domeniul trecutului, nu cred că va mai exista și nu mai are de ce. Pițurcă are bani, Gigi are bani, ce nu să, ar putea să mai înțeleagă, da. Bun, hai că cred că am zis că stăm, cât am stat, mamă, wow, 2 ore am stat, avem... mai avem ultimele 2 jocuri, dacă se poate spune așa. Aici o carte, ți-am explicat și înainte.
se numește Numerele Îngerilor. Ori îți pui tu o intenție și o deschizi întâmplător și vezi ce cifră, la ce cifră s-au dus ochii tăi. Ori zici tu o cifră de la 1 la 999 și deschidem și vedem acolo. Să vedem dacă intenția pe care tu ți-ai pus-o se potrivește cu ce avem aici. Să-mi spui când ești gata sau cum vrei să procedăm. Oriunde, nu? Da, și vezi unde ți se duc ochii. Păi uite, la 885. 885. Îngerii te încurajează să-ți faci timp pentru a strânge informații și a-ți analiza opțiunile înainte de a face vreo schimbare. Fii cu băgare de seamă și evaluează lucrurile de care ai nevoie înainte de a te arunca direct cu capul înainte. Corect. Totul trebuie făcut să analizezi foarte bine, nu? Asta îți cere. Mhm. Pentru că atunci când te grăbești, poți greși. Mm-hmm. Iar prin ceea ce spune acolo, exact momentul, să aștepți momentul, să analizezi foarte bine și atunci când acționezi, să acționezi cu brio. S-a nimerit? Da. Nu mai știu cui ziceam că te-am invitat la podcast și ziceau, asta mai faci tu jocurile alea ale tale cu numerele îngerilor? Da. Păi și... crezi că merge asta la Hollywood? Păi zic, da, de ce? Păi dacă el e așa mai într-un stil prea el așa cu... Și uite, am avut surprinderea să vorbesc jumătate de podcast cu tine numai despre divinitate, despre lucruri sensibile și profunde, știi? Apropo de ce avem noi în cap și ce... Nu știi că îți propui ceva și iese altceva? Da, așa e. Că ai văzut, am plecat, nici nu ne-am propus. Da, exact. Vorbim, și acolo ne-am oprit. Adică acolo am început și am continuat. Exact. Stai ca să sting lanterna asta aici. Nu știu de ce mi s-a... Uite, vezi, s-a aprins lumina. Da. Așa. Și de aici îți alegi o carte, tot la fel, fără să spui intenție, să vedem care e mesajul cărții. Ți-l citesc eu? Da. Scuze. Am citit și eu. Îmi iubesc corpul. Preoțelul. Așa mai stăvesc. Creez pace totală în mintea mea, iar corpul meu reflectă această pace într-o sănătate perfectă. Chiar, uite că îmi pusesem întrebarea asta pe listă. Care e relația ta cu corpul tău? Pentru că știu că în momentul în care te-ai lăsat, te-ai lăsat din cauza că nu te mai ajuta corpul, deși tu vroiai. Da, am avut hernie de disc. Cred că dacă nu mă accidentam și nu aveam problemele astea, aveam o viață sportivă mai lungă. Dar după e foarte greu. Uite acum, trebuie să ai grijă de tine, ce mănânci. Am luat vreo 5 kg în... Acum de sărbători, da? Păi eu astăzi n-am mâncat, beau doar apă și am intrat într-un, să zic așa, regim de ăsta. Fac foamea până la ziua mea. Serios? Da. Adică nu o să mănânci deloc până pe 4 Salate februarie? Salate și legume, pește și atât. Așa, nu? Da, și apă, bag apă la greu. Îți place să bei? Ce? Alcool. Nu. Nu? Serios? Nu. Nici măcar un vinișor, un prosecco, un ceva? Un pahar, da, dar să beau în exces, nu, niciodată. Adică... Nici când eram. Nu? Adică la tine doar asta cu femeile au fost, în rest cu băutura și asta nu. A fost cu bărbații, că era grav. Cu ce vrei să fie? Dar nu beam. Beam un pahar de vin, de ceva și mă opream. Nu am avut cu chestiile astea, băutura. Mm-hmm. Și seara acasă nu-ți desfaci cu soția o sticlă de vin sau de prosecco? Doar de ce? Dacă vine cineva, dar ți-am zis. Dacă nu sunt cu băuturi și am o grămadă acasă. Cred. Și nu bag. Super am tare. Vin, șampanie, toate nebunile. Pe asta le uitasem aici. Bun, ce să zic, Mariana Liuț, îți mulțumesc mult de tot pentru... Și eu îți mulțumesc. Că am avut onoarea de a-mi povesti niște lucruri importante și intime pentru tine. Și, sincer, spun, tot ceea ce ai spus, mai ales legat de relația cu divinitatea, a ajuns și la mine și nu întâmplător... Mă bucur că am reușit să te sensibilizezi, pentru că asta înseamnă că ai suflet bun și... Dumnezeu există și în tine. De fapt, există în toată lumea, numai că trebuie să-L descoperim noi. Și să-I dai voie atâta cât poți tu. Iar tu te-ai deschis și asta înseamnă foarte mult pentru mine, că am reușit să transmit niște emoții care nu puțin le simt.
știi? Adică e un lucru minunat că Dumnezeu, știi ce se întâmplă atunci când tu simți, Dumnezeu își face prezența. Și El a fost aici cu noi. Da, așa e. Și trebuie să-i mulțumim pentru că existăm și respirăm azi. Că ziua de azi e a noastră, dar aia de mâine e a Lui. Și El, dacă ne-o dă bine, dacă nu, nu știi niciodată când se termină filmul. Și de-aia trebuie să-i mulțumim în fiecare moment lui Dumnezeu că existăm. Așa e. Păi înainte să vii tu, a fost pentru prima oară când am făcut asta la un podcast, am mai avut un podcast înainte și îți dai seama că și pentru mine cumva, chiar dacă pare că discuția este liberă, cum de altfel și e, dar e un consum energetic pentru că și eu cumva intru în viața ta ca să pot să am anumite întrebări și mă consumă lucrul ăsta și am avut o pauză de 5 minute după ce mi-am schimbat vestimentația, în care am stat cu mine și mi-am spus Tatăl nostru și am zis: Doamne, fă astfel încât podcastul care urmează acum cu Marian să fie în folosul oamenilor, a câtor mai mult oameni, și să fie pe relaxare, să nu fie pe încordare și să fie așa cum e, spre binele suprem al tuturor. Și uite ce a ieșit, adică mi se pare incredibil, deci, știi? Ai văzut că nici n-am te-am întrebat despre ce vorbim sau nu m-a interesat. Dar, vezi, lucrurile au decurs în 80% din toată discuția asta a fost legată de divinitate. Ceea ce pentru mine este un lucru bun, că poți transmite mai departe oamenilor că nimic fără Dumnezeu. Și atunci când e greu, să știi că Dumnezeu nu te lasă. Și de atunci când oamenii spun: a, păi da, Dumnezeu, nu merge nimic, nu sunt bine, sunt... Nu, dacă e sănătos, Dumnezeu e acolo. Și când treci prin cumpăne și sunt oameni care trec prin probleme mai mari decât noi, cum a fost Neșu, sau oameni care au cancer, leucemie, ales probleme mult mai majore decât problemele care le ai tu și eu. Așa e. Trebuie să-i mulțumim Dumnezeu că suntem sănătoși și că ne dă posibilitatea în fiecare zi să nu mai facem anumite greșeli. Sunt persoane care n-au avut posibilitate. Și aici mă refer la oameni bolnavi care pentru o boală, da, s-au curățat imediat și n-au mai avut posibilitatea să apropie de Dumnezeu. Adică a fost prea repede. Tu ai posibilitate, eu am posibilitate în fiecare zi să deschidem Biblia, să vorbim cu Dumnezeu și să-i mulțumim că avem părinți, familie și să ne țină Dumnezeu cât mai aproape și cât mai mult lângă noi, că totul e trecător. Așa e. Crezi că luăm ceva cu noi? Nu. Sufletul și experiențele de aici. Păi exact. Ceea ce ai acumulat cu Dumnezeu, ceea ce i-ai dat lui. Că dacă nu-i dai lucrurile care el are nevoie, vezi, noi le complicăm. Lucrurile le complică omul. Că tu te ceri cu persoane diferite, te enervează, te supără și uiți să fii bun. Uiți. Ăla rău își bagă, intră în mintea noastră și încep, nu mai vreau să-l văd pe ăla, încep să urăști pe toată lumea. Dar e de moment, după care îți dai seama, bă, n-am făcut bine. Și omul e predispus astăzi mai mult către rău decât către bine. Din păcate. Și așa, uite, te uiți, omenirea, unde se duce? Ce viitor vezi? Că vedem războaie, pandemii, boli și nu vezi nimic mai departe. Și astea sunt făcute cu cap. Pentru că și pe noua ordine asta mondială, tot prin masonerie, tot se încearcă să ducă omenirea către un drum final. Să nu mai ai credință în Dumnezeu, să nu mai vezi nimic decât răutate, ură, dușmănie, muncă, stres, amărăciune. Și noi trebuie să vedem că aici diavolul vrea să ne înșele. Și dacă el vrea să ne înșele, nu, du-te către Dumnezeu și drumul lui Dumnezeu, cât e de greu, atât e de plăcut. Că la final, cum ți-am și zis, așteptarea ce aduce? Binecuvântare. Și ai văzut, când aștepți ceva, aștepți și îți vine, cât îți vine mai greu, cu atât te bucuri mai mult și spui, ăsta era momentul. Da, așa e. Indiferent cât a durat, spui, ăsta era momentul. Pentru că te bucuri atât, dacă ți-l dau repede, îl iei
și uiți. Mm-hmm. Dar când aștepți și te rogi și aștepți și te rogi, el vine în momentul perfect, care la Dumnezeu nu există ceva imperfect. Doar noi trăim în timp, că tu spui, da, aștept de 2 ani. La Dumnezeu 2 ani este cum o clipită. Noi trăim în timp ca să ne ghidăm cumva, dar la Dumnezeu este veșnic. Nu există timp. Noi avem timp. Și trebuie să învățăm să trăim cu Dumnezeu, să trăim și noi veșnic. M-aș bucura ca oamenii să, și noi toți să-i dăm lui Dumnezeu ce e a Lui. Să-i dăm ceea ce ne-a dat El, bunătate, iertare, să putem să mergem, să avem viață veșnică. Eu nu cred că viața se termină aici. Nu cred, deci nu concep. Că mulți spune, mor și nu știm de te duci, nu mai există. Aici acumulăm ceva și mergem mai departe. Corect. Vezi, am simțit eu energia când te-am văzut, zic, păi da. Preoțele. Păi da, lasă că Dumnezeu bun și ne va ajuta. Corect. Mulțumesc mult de tot, Marian Aliuță. Să ne vedem cu bine, succes Doamne în tot ajută. Ceea ce faci. Doamne mulțumim, ajută. Dragilor, și vouă că a stat până acum alături de noi. Mulțumim și WinBet la fel pentru că este alături de noi. Să aveți o seară plăcută și ne vedem data viitoare. Pa, pa!